ajutoare pentru asistați sociali. Auzi, mă, și așa nu mai am kilos pe mine. N-ai și niște lenjerie intimă? Pune-ți, bă, scutece de la fisarul ăsta, căci că pipi de copil face terofin. Dacă stai tu după aștoare de la pupă, să te apucă bătrânețe, au. Eu mă îmbrac pe banii mei, ia uite ce mă dragi mea, pe banii mei. Și acum te duci să dai la vacă, când parcă am auzit una pe aici pe-n curte. Nu te duci până afară să te uiți sub coada ei, poate ți-a făcut vreun frate. Zii mai bine că nu-i scurtesc, că-i sărăntoc, n-ai 5 lei în buzunar. N-am, bă, dar vreo 3 lei tot am în buzunar, ți-i dau ție, mi-i strântez, mi-i scurtez. Și ce rămâne material, îți faci tu o pereche de chiloți, bă, că văd că ești mai rupt în fund ca mine. Așa e, bă. Știi de când crat un centru de-asta ca să-mi ajustez și eu pantalonii de paradă? Și nu mai găsesc. Era unul în piață, dar la desfințat. Bună! Ia uite cine are croitor pe măsură. Păi arăți de salivezi lângă tine, mă. Mersi, dar croitorul sunt chiar eu. Că după liceu am lucrat la o croitorie din asta până mi-am găsit ceva pe specializarea mea. Păi învață-l și pe Hasan, ca să poată să ia 3 lei de la Mărlanu. Nu mai bine facem acima un atelier de croitorie și de cizmărie, cum avea bunica mea la țară. Păi și cine le pingelește, că eu nu le-am compus. Cum ce, mă, chiar el? Păi auzi că a furat meserie de la bunica su. Dai grijă, să descalci o mumă, să nu cumva să-l potcovești ca pe cal. Nu, că nu mă pricep, că bunicul nu mă lăsa să mă uit. Că n-avea decât 3 cliente și alea când venea la el, știa să ies eu afară să-l învăț cum le trage pe cal la pod, așa că... Bine că nu te-ai uitat, că rămâne chior. Chiorete să zice, ca la ăsta. Cioare-i mă, tăia cuchiul de sticlă, mă. Dar decât să vă certați voi, mai bine vă faceți un atelier, că tot finanțează primăria niște școli din astea de reconversie profesională. Și aveți și drumul asigurat, și diurna. Și ăsta e un program din banii europeni. Și ne dă și bonuri de masă? Dar cum naiba, vă dă și o sticlă de țuică. Și țuică, am pus-o! Te crezi la vreun parastas? Te și colivă, chiar că faceți o școală pe gratis și vă înființați un atelier de cizmărie și de croitorie. Și așa aveți bani de luat, deci o sursă sigură de venit. Da, Mârlane, numai dacă ne ajustați nouă la poliție vestoanele și hăinile și ne pingeliți pantofii, tot vă iese de o ciubucăreală. Păi atunci vorbește tu, băi, acolo, programează-i la tine la secție și noi între timp terminăm școala. Noi, adică tu, că eu ți-am zis că nu le-am compunsul. Taci, taci, că te faci și zmar. Că asta cu croitoria o mai știu și eu. Ce mare vânză? Una pe față, una pe dos. Una pe față, una pe dos, numai? Ia uite cum te-ai gândit să vii așa pe la mine. Un interes de serviciu. Da. M-a trimis pupăză să fac control anual la firmele astea care plătesc chirie la primărie. Aha. Adică mai pe românește să măriți chiriile? Bravo. Neapărat! M-a trimis pupăză pe mine ca să nu găsesc altcineva ceva ce nu trebuie. Adică să nu ia alții. Mă înțelegi tu? Aha. Mi s-a părut că e Chiorete, ia vezi. Și ce ți s-a părut? Mă, deci țărănoiul ăla e obsedat de mine. Am tot timpul impresia că mă urmărește peste tot. Dar de ce crezi asta? Din fiecare dimineață se scoală cu noaptea în cap și se uită la mine cum dorm. Și cum mă trezesc eu, pum, dau pe ochii de el. A, că e mai matinal, nu neapărat că te urmărește. Da, și atunci de ce mă învelește mereu? Adică într-o noapte am dat pătura special la o parte și el m-a învelit în secunda 2. Pe verifică-l și tu, adoptă strategia inversă. Te duci către el și dacă mă așează, gata, e clar. Ce te uiți așa? N-ai înțeles nimic. Aoleo, hai fi atentă că ți-arăt eu! Dau lui Poponeț un telefon. Demonstrativ, da? Da? Alea, Popo? Dragule, vrei să vii un pic până la birou? Hai, hai, că sunt fierbinte. Bine, pa! Ai văzut? Chiar că m-ai băgat în ceață. Adică dacă mă dau pe lângă el, mă respinge? Stai, stai puțin, nu te grăbi. Că sună. Da! Hai, mă, nu mai fi o dată, ce faci, că m-au răcit deja? A, da? Păi atunci stai acasă, mă, și dă-l pe coadă. Na, la revedere. Păi stai un pic, că eu din nou m-a apucat să mai sună atât. Ce-a făcut, mă, închid? Păi acum e fierbit, acum nu mai e. Acum s-a răcit. Un găsește cineva, ce Dumnezeu? E, pirață. Ha,
Hai, mă, că abia aștept să ne apucăm de treabă, să... Să citim astea ce le-a dat, să strus, să descurc și manual de croitorie. Ia. Auzi, bă, îți face schimb, dă-mi o mie pe aia, că da, ce să mor dacă înțeleg ceva. Umeri față, umeri spate, poale în brâu, poale în dragi să mă ia, că nu înțeleg nimic, bă. Nu, mă, nu, vrei să mă cert cu Emma? Lasă mai bine, ne facem amândoi cizmari. Păi și cum facem? Eu lucrez la pantoful stâng și tu la dreptul, sau cum? Nu, lasă mai bine, rămânem cum am stabilit. Să iau o cămașă, să iau, auză, ia de cămașa aia jos. Ce vrei, mă, mă dezbrace? De cămașa aia jos, că te joc în picioare! Să nu merg asta aici, că să văd să lucrez, că eu n-am cămașă, eu am tricouri. Să iau o cămașă, să... Poase, să ia de jos în... Se vine peste umăr și... Ce faci, mă, cu sula în mână? Auzi, eu te bag în plata, o faci pe mine cu de-astea, pe ce, eu sunt gheiș? Cum să fiu cu vorba aia în mână? Nu, mă, la sula de cizmărie mă refeream. Ce cauți cu ea în mână, vă înțepați? A, asta e... Asta învăț să cos o cămașă. Cu sula. Păi, știi tu cum se folosește? O, și încă cum? Fii pervert. M-am prins, întâi trebuie să plezdești clientul și după aia să-l înțep cu sula. Nu. Spuneți-mă clar că să mor eu, nu înțeleg. Nu așa, fetiță, aici și la din nou cu acest. Gata, l-ai nebunit? Fata, nu vreau să mă dau la el, că e prea periculos și mie că după nu mai scap de el în veci. Să știi că tot ideea mea cu iubitul e mai bună. Dacă e gelos, e clar. Da, bine, ok, fă ce vrei acum. Ce să zic, n-am ce să zic mai mult de atât. Cum că... Ia, că sunt pașa aia asta. Dechiorete, hai, rezolvă situația cum vrei tu. Hai, pa! Da, iubi! Pardon și eu. Da, hai că știi că te iubesc. Auzi, ia zi. Ești de serviciu toată noaptea? Hai, lasă că ești mâine liber și avem toată ziua la dispoziție pentru noi. E de serviciu toată noaptea? Ăsta sigur e populeț. Doamne, cât de prost e. Și asta ce școarpie internațională. Botul ăla cu buzele alea. Țăranca, dracu. Cum calcă oamenii în picioare. Sau ce-a rămas din ei. Așa, mă. Stai în pat, că mă-ți bat eu să fac rost de bani. Hai mai bine să mergem la pupă, să-i cerem o locație mai în centru, că aici nu vine nimeni să-și repare pantofii, că e cartier de bogați. Tu te zbați. Eu care îmi strofoc creier aici cu toate definițiile astea. Păi și ce grea e cizmărie? Amice, ești idiot? Ce e așa greu, a? Ce e așa greu? Dă mie să-ți ia rămă. Și atum? Se ia o sulă. Unde-i sulă? Dă o sulă. Păi sula e la mârlanu, că se chinui să bage ața prin ea. Și eu sunt cu acu aici, mă chinui să perforez pielea asta. Bă, voi sunteți idioți? A? Acu e pentru cloitorie. Și eu am acu de cizmărie. Încetează că ce-i. Doamne, bă, cine știe ce m-a întrapat lucruri cu aceasta împreună cu școrpia aia de barbar? Că da, s-a furișat aia în cabinet. Doamne, ajută-mă, Doamne, nu mă lăsa. Să le dibui. Și dacă aflu ceva, să pot să-l sfartajez pe scârba aia de pupăz. Ca să nu mai mie chiria astronomică că și-a de vilă. Doamne, nu mă lăsa, Doamne. Da. Ana, secția de poliție? Da, secția de poliție. Cu ce vă pot ajuta? În primul rând, cu cine și-a dat vorbă? Celebrul comisar Matescu la telefon. Prostul. Ai zis ceva? Să știți că sunt un psiholog indignat de ceea ce face colegii mei.
Mateo de Limano, știți? Da. Să știți că ea precis ține registre, dumne. E pe mână cu țărat, cu fata aia de face control de la primărie. El e prietenele dracu și face evaziune împreună. Să mi-l trimiteți în control pe Vașnicu și Dârzu și Intransigentul, agent Chiorete, că el e foarte bun la cazuri de trastea, că e foarte bun, e cinstit, e onest, e frumușel, e... Chiorete, tu ești, mă? Sunt eu doctorul Purețaru, celebru doctorul Purețaru. Ați auzit de el? Și înțeleg ce face tânăra domniță? Mă chinui să muncesc, dar nu mă lasă prieteni. Măi, Teo, eu am auzit la televizor că psihologii ar ține registre duble. Și ce mi-am zis eu? Ia să vin să te verific. Nu că ar fi vreo suspiciune, nu, Doamne ferește. Dar așa pentru liniștea tuturor. Da, nu te-ai gândit bine că este o perioadă supra-aglomerată, auzi? Dar numai bine le aduc eu la secție să vină domnul Popăniț. Dar numai bine le verific eu acum, că să nu fie nicio problemă. Am înțeles. Când vrei să vadă nimeni dosarul ăla cu problema aia, știi tu. Da, cu deviațiile alea de comportament. Teo, consideră că le-am controlat. Totul e în regulă, ca de obicei. O zi bună! Bună, nu se lasă până nu-i fac dosar de hărțuire, îl omor! Doamne, ce mi-a lăgat! Bună! Ah, bună, ai rezolvat cu țărănoiul ăla ce ai făcut? Nu încă, dar voi rezolva cât de curând. Succes, ce să zic. Sărt mâine! Aveți o reclamațiune cu referință la controlul care se execută pe acilea. Dar intrați! Vă rog, o cafeluță, un fursec? Da, mulțumesc. Până e gata cafeluța și fursecul, eu o să verific registrul de casă. Aha. Cine îl ține? Eu țin și evidența și registrul de casă. Dar cine e reclamat, dăm cu ceva scris, să văd. Păi de unde scris? Căci că e vorba despre unul care ar fi lucrat pe acilea, care a făcut o reclamație telefonică. Deci e goangă. N-are nume, n-are față, nimic. Hai, deci, ia stai puțin să vezi tu dacă mai veniți voi cu chestii de-astea inventate pe aici. Stai puțin, stai. Alo? Alo? Mateiscule? Bă, de ce nu simt, mă, poliția ăștia în frunze, vântul aici pe la mine ca pe la gară, a? Păi dacă cum a venit Chiorete, n-are scris nimic, n-are reclamație, n-a, da, a venit și e cu fițe, cu hal. Nu te mai uita, mă, așa. Da, hai la revedere, pa, să-i măsuri. Tot aici? Da, mai acordam fioră. Ceva. Cum n-ai zis? N-ai zis tu să vă fac hainele ca să mă exersez la cusut? Păi ți-am zis, dar nu așa. Am zis că croitoria se face cu mașina de cusut, nu cu mâna goală. Păi știi ce n-ai zis și asta? Că asta nu mi-ai zis. M-ai lăsat să ciurezi degetele. Dar tu n-ai auzit de degetar? Trebuie și degetar. Păi știi ce n-ai zis? M-ai lăsat scos așa să-mi ciurezi degetele. Te găsește, dracu, să te pun să-mi plătești operații obstetrice la deget, că mi le-am ciurui pe toate, să te pună, dracu, să nu fii mâine cu mașină de cusut și cu degetar de la că te umplu de pumn ca pe
Ca pe bani că dă muște, m-ai auzit? Vezi, mă, dacă nu dai toată informația. Teodora l-a controlat. N-am găsit niciun registru dublu, dragă. Da. Individia concurenții, cred că le... Păi tu n-aveai cum să faci ilegalități, că tu ești o profesionistă desăvârșită. Nu mai vreau prăjitură. Ce faci, Chiorete? Ești la stațiune? La control. La... Sunt în control, vrei. În ce control ești tu? Ai hârtie la mână? Păi nu trebuie, că e de la 112. A fost reclamație telefonică, bre. Nu știu, te iei după toți reclamații? Da. Ce-ai zis? Nu, bre, de unde? Dar trebuie să verific ce... Ia hai, mă, la secție, că ai o reclamație de la mine, verbală. Să-ți iau eu la puricat dosarele, să vezi cine-i șefo. Fuga! Orși! Gata! Ce faci, băi? Alo, alo! Lasă-mă dosarele aici. Da, ce? Cum ordonați dumneavoastră. Doriți, am... Nu, mie-mi place amandina. Hai! Pa! Hai, mă! Gata, fata, am găsit soluția. Fac școală de croitorie. Aia, numai că îmi trebuie un dosar de ăsta. M-a ajuns cu el să-mi faci pentru finanțare de la UE. Adică să fie gratis, că e un fel de cursuri de reconversie profesională. Bine, mă, eu te ajut. Dar trebuie să pui tu 25% din investiție. Unde-i dracu? Cât e 25%? Păi hai să facem calculul. Mașini de cusut, materiale, cererile pentru finanțare, cam 2000 de euro, dar asta cu aproximație. 2000 de euro? Păi cu 2000 de euro trăiesc 3 ani de zile fără să fac nimic, fără să fac nicio firmă, fără să... Atunci nu faci. Oricum nu cred că ar accepta pupăză o finanțare ca asta fără să ia șpagă. Așa că mai bine rămâi tu bodyguard, că ai zero costuri. Costuri zero? Pe atâta fac un calcul. 3 din canal? Nu știu că trebuie programare. Ia du-te tu, tip-til, tip-til, așa către casă și vino când te-ai chema eu. Nu plec nicăieri, că sunt deprimat și stresat. M-a dat lache ăla afară din canalul meu. De 15 ani stăteam în el. Ia, ce ai venit la mine să te calmeze? Nu vrea să iau un braț așa să te împac. Zita! Nu, prostiși, mă! Mai bine dai niște pastile ceva. Ia, stai tu, nu o să iau așa pastilele oricum. Ia, 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 jos acolo pe fotoliu, ia. Lasă pastilele acolo. Hai, calmează-te. Un pic. Calmează-te, da? Fii atent. Acum o să dormi. Gata. Când te vei trezi, o să uiți de orice fel de persecuție. Ha! 1, 2, 3 și... Oh, de ce sunt aici? Am revenit în canalul meu? Bă, mie îmi pare că voi aveți treabă și eu vă rețin, așa că mă duc pe unde mai am eu treabă. La revedere! La revedere! Zi, mă întorc în canalul meu? Te rog, acolo! Ai ușa! Da? Uh-huh. Bine! Da! Ce face copiii? Se relaxează? E și normal după o zi de muncă, nu? Mama, ce zi de rat am avut și încă nu s-a terminat. Cred că până la urmă toți trâmpăcării va decât. Chiorete, stai, nu te enerva. Că am eu o metodă să vă ajut să vă relaxați. Ia, fiți atenți. Urmăriți pendulul ăsta, privirea cu atenție la el, da? Simțiți o stare de calm, cum vi se calmează spiritul. O să uitați de datoria de bani pe care am să vă dau eu vouă. Ba chiar o să vă aduceți aminte că aveți să-mi dați 2000 de euro. La 1, 2, 3 și vă treziți. 1, 2, 3. Mai rea ceva. Și... De ce ne-am adunat aici? Păi cum, nu știți? N-am stabilit că trebuie să-mi dați banii înapoi. V-am împrumutat 2000 de euro pentru 2 zile. Că așa a zis, că după 2 zile mi-i dați înapoi. Și au trecut 2 săptămâni, păi ce facem? Ai dreptate,
Trebuie să-i înapoiem omului banii și-ți mulțumim că ne-ai împrumutat prietenii. Cu mare plăcere. Trost-mi bate ce nu-mi cer mai mult. Ai văzut că era doar o obsesie de-a ta? Ți-am zis că ăla n-a uitat-o încă pe Sofia. Auzi, dacă tot ai băgat în asta, eu zic să-l scoți în oraș. Că el a făcut reclamațiile alea false. Păi și asta ce tehnică mai e? Ce tehnică? E tehnica de supraviețuire. Dacă află ăla că avem registre duble, eu zic mai bine să te duci să vezi. Dacă nu cumva știe el ceva despre noi, că știi că ăsta are meseria în cap, ca fiind prima. Aia, numai meseria, meseria. Bonjour. Păi, a făcut rost de cașcaval, te-a pus să faci dosarul. Păi bine, mă, zice că banii ăștia să ajung să trăiești un an, ce faci, te-ai hotărât să riști? Mă știi că-ți dă scurcăreț. Hai, lasă dosarul acolo, că eu am puțină treabă. Am mai văzut-o cum a trecut cu botul ăla, dacă te lovește cu buzele alea, stai 2 săptămâni pe spital. Pătăl, pătăl, pătăl! Pătăl, dacă nu sunt eu să pun ceva pe frigider, muriți de foame, mă. Dar l-am trimis eu ieri pe Hasan. N-ai mai fost, mă, în piață? Da, mă, n-ai fost în piață. Păi fără bani, mai dau ea pe datorie? Așa e, că mi-am mai plătit datoriile de mult. Chiorete, hai să împărțim cheltuielile. Hai. Bani! Unii bani! Unii bani! Că tot a venit vorba de bani, nu puteți să-mi dați și mie un mic împrumut să-mi iau o mașină de cusut? Împrumut? Da. Parcă ți-am mai dat noi ție niște bani împrumut. Și nu ne-ai mai dat îndărăt. Că de-aia am poznarele goale. Parcă ne-ai și mințit că noi avem să-ți dăm ție niște bani îndărăt. Că împrumut. Mărlane, vezi că pe mine nu mă păcălește nimeni, mă. Ia uite-o păsărică! Unde? Ce prost ești că e mori! Iar mă păcălește. Să-ți iasă din obicei, să mai intri așa neanunțat. Dacă eram cu cineva. Cu Chiorete, de exemplu. Ce crezi, că nu m-am prins că e amantul tău? Ce, mă? Adică ce, mă faci parașută? Păi, sărale, ăla a venit aici pentru că erau niște reclamații. Oricum trebuia să rezolve niște chestii el cu Varvara. Uite, acum sunt la restaurant. Sună, sună să te convingi. Bine, și atunci, cine tușea la telefon lângă tine, a? Cine tușea? Înseamnă că ai alt amant? Da, uite-l acolo. Salut, bă. Bă, eu? Bă, bă, capul ăla cu tine. Aoleu, iartă-mă că n-am știut ce s-a mână. Din cauza geloziei fac așa, îmi pare rău. Uf, haide-mă, te-o iartă-mă, fac orice. Bine, bine. Ai grijă de ăsta, că e depresiv și are reacții de-alea necontrolate, da? Eu mă duc acasă că sunt obosit. Hai, la revedere! Păi, pa! Cum să... Treaba ta! Păi! Păliule! Da, bă! Ia uite, uite-te la mine! Mă uit! Ce să joci, fazan? Da, ai piese? Gata, plec! Ce e, Morlane, ai scâmpat cu viața? Nu te-am pus ca Chiorete? Am venit să-ți aduc banii să te ocupi de actele pentru firma noastră. A, ce vorbești, mă, să mă linșeze aia pe mine? Nu te linșează, dragă, nimeni, că ea pe mine mă urmăresc, nu pe tine. Hai, ia. Uite, 2000 de euro. Nu e pentru cine se pregătește. Ave bănuții, ave bănuții. Ia mai termină, mă, că nu vezi niciun ban. Trebuie să ne facem un viitor. La viitor mă refeream și eu. Hai, fu și cumpără o mașină de cusut încălțăminte, că nu stau eu după fondurile europene. Hai, du-te, că te ciurui. Ce faci, tă, mă? Te ciurui. Cu ce? Cu acu. Oh, păi și la cine mai trebuie nouă mașină de cusut dacă avem acușorul al tău? Hai să-i spor. Oricum, începătorii lucrează manual. De la începăturile astea, te-ai făcut mare. Maria Mirabela, cu dânsa ca umbrela, în ploaie pe prieteni. Chiorete,
Varvara, acum că v-am făcut cunoștință, vă las să stați un pic de vorbă, eu mă retrag, mă duc și să mă... Banii. Scoate banii. Care bani, mă? N-am niciun padon de bani, eu. E cheltuit, pe mine nu mă interesează mie, dai banii. N-am niciun ban, mai pătăriți-vă. Banii am băgat în actele pentru croitorie, am însărcinat-o pe Emma. Ce ai făcut? Am însărcinat-o să ducă banii la bancă, că eu mă descurc. Dar stați liniștiți, după ce pornesc afacerea, vi dau înapoi, mă, vi dau înapoi dublu, dar ce zic eu dublu? Cel mai puțin. Foarte bine, dar mie să remediez pantalonii. Ori tu ori îi duci la un centru de croitorie, ai înțeles? Care-i pantalon, mai tu pantaloni? Bă, nenorocitule, aia de paradă! Păi de ce ții paradă? Să-i duci la croitoria poliției, ce mă cred pe croitori? Păi n-ai fost tu croitorul poliției! Gata! Îi remediez eu, numai să terminați cu scandalul ăsta! Care-i scandal? Ai depus banii, că nu mai pot cu sula asta. Dar de ce, dragă, te-ai blocat? Păi, da, am ajuns la gaura a treia și de aici nu mai pot să înaintez. Gaura a treia? Asta e vreun joculeț erotic? Hai că am chef. Mi-ai adus mașina de cusut ca să scap și eu de sula asta? Adică să dau eu bani pe mofturile tale? Nu, dragă, eu trebuie să asigur viitorul fetiței. Măcar un deget ar mi-ai luat? Nu, pentru ce-ți trebuie? Nu pentru mine, pentru tine, ca să te aperi. Auleu. N-am zis că te ciurui dacă nu vii cu mașina? A, da, că ai zis tu. Cu acușorul al tău. A, da. Ia vino, mă. Bună, mă, ciudat, am venit să... Ah! Bravo, mă, tăcăta! Bravo, super! Felicitări! Deci asta era planul tău, harfie! Să mă prindă numai în chilul ăsta, să râză de mine! E gata, dă pantaloni în coace! Să mă fie de bine, dragilor! Când vă luați o cameră? Hai, sitir, uidu-mă cu obsedările tale! Dă drumul la pantaloni! Hai să fie într-un ceas cu cuc! Casa de piatră și copii la fel! Ce piatră, bre? Ce casă? Hai că mă zăpăcești de cred! Bă, bă, noi nu ne interesează dacă e de piatră, de cărămidă, noi veni să stelul la paradă! Dar văd că după lupte îndelungate ți-ai făcut pantalonii aia de paradă praf! Ce paradă? Parada de ziua poliției! Pe fiul prea ce nu știa că l-a discut, ba, picioare! Hai că acum s-a dus! Ha! 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 Care a pus mă pioneze pantofii mei, că mă găsești de dracu? Nimeni, mă, ție, Pigeli Hasan! N-ai vrut un simt pigelească, eu n-ai vrut simt potcovești, eu, fraiere! Fac, eu acum... Păi stă, ia ce, ultima modă! Eu acum... La Paris! Și bagă și pe mâneca ai la altă! Ce? Ce poți? Ce? Ce-a mai rămas? Să vă certați. Mai bine vă faceți voi un atelier. Și tot n-ajunge la ele. Că tot finanțează primăria o școală din asta de reconversie profesională. Te rog, eu mulțumesc. Dracu, să-ți găsesc ce documente de-astea, mă, dubluri făcute, ciordel, no. Sunt o profesionistă desăvârșită. Mă, să se rege, bine. Să. Ce reclamație, mă? Cine ți-a dat ție hârtie la mână? Mata. Mamă, cum face să nu râdă? Bă, cred că-i vorbam să mă gătăm cum o face. Nu știu ce-i cu el. Deci m-am pregătit pentru aer și vine pulușa, ce dracu să fac? Du-te că poate ținu.
program din ăsta de livrări non-stop de pizza. Mamă, îți dai seama. Livrez pizza noaptea la domiciliu. Livrări de noapte? Doamne ferește! Cine are noroc, mănâncă fața, cine nu spatele. Răzniții, mâine, la Prima TV. Program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Ceva? Mai nimic. Dacă o ținem în ritmul ăsta, ajungem să mâncăm la cantina săracilor. Uite-te și tu, băi, am 10 lei și niște mărunți într-o intersecție pe unde a trecut un cortegiu funerar. Hai, nu mai fi așa pesimistă. Găsim noi o soluție, na? Da? Ce? Facem târg de bărbați? Te vând pe tine? Ia zi, te bagi? Nu mai am nicio soluție, nu mai e nimic de făcut. Am încercat tot ce se putea. Uite, am eu o idee cu la prima mână, să zic așa. Facem un program din ăsta de livrări non-stop de pizza. Bă, tu te-ai divin la bostan? Păi vrei să omorâm lumea, să ajungem iar la pușcărie? Tu nu știi cum gătește asta? Doamne ferește! Stai, mă, put! Îți place, mă, ce ai făcut? Îți place? Nu puteai să-mi spui doar mie? Că lucrurile astea se discută mai întâi în familie și după aia cu asociații. Dacă nu mă lasă să termin ce am de spus, eu am vrut să zic că fac eu pizza și tu te ocupi de livrări. Că tu și așa ești o prezență fermecătui, femeie, că ești femeie. Te pricep la negocieri, mă. Și dacă nu faci față comenzilor, nu trebuie să mă bag și eu la făcut pizza? Să dea Dumnezeu să avem noi atâtea comenzi cât să nu facem față. Hai, mă, să încercăm, că încercarea moarte n-are. Ok, ok. Dar tu te descurci cu preparatul și eu mă duc să fac rost de o ținută de livratoare. Hm? Nici prea livratoare. Totul pentru profit, Hasane? Totul pentru profit? Și ăștia iau eu să am bani de autobuz, nesimțitule. Sau măcar de o bicicletă. Când o să rămâne numai noi doi pe insulita. Ah, bă, aștept. Știi că se apropie momentul. Păi nu ești sigură? Normal că sunt sigură. Păi pune-ți iar începi. Hai că se strâmbă lute acolo în cont deja. Poți să te gândești la insulă. Ah, ce mă excită cuvântul ăsta. Mă rog, mai mult terminați. Măi, eu știu și cum trebuie să arate insula asta. Hai, lasă-mă cum. Păi sigur trebuie să fie ea? Trebuie să fie așa, însorită non-stop. Așa? Să aibă niște copaci din aia plin cu nuci de cocos așa. Și cu prognopasiuni. Așa? Și să ne aștepte când coborâm din limuzina niște hawaienice din ăla dansând cu fuste din ăla așa și cu sânigoi cu flori pe ei. Uite așa. Și cu tine cu flori pe piept dacă mai continui cu fantezia asta, da? Bine, de lângă de Hawaii. Deci hawaienice nu contează, tu să alergi pe o plajă. Așa? Din aia cu nisipul fin, 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 fin. Și să intre așa în dezbrăcată, în apă, într-o apă verde ca smaraldul. După care să nuți o toporească din aia curată de la noi, de la țară. Auzi, dacă tot se apropie momentul ăsta, n-ai putea să îmi dai și mie acces la cont? Ca o dovadă a, cum să zic, a, siguranței în relație. Nu mă gândesc la altceva. Și poate să depun și eu banii pe care am reușit să-i strâng tot în contul ăla, să fie contul comun? Ce bani economii sau ce, Doamne iartă-mă, sunt astea? Care? Păi ce? Adică ce crezi? Că eu din leafa mea de polițist n-am reușit să fac și eu economii? Păi am strâns, cred că, aproape 2000 de lei. Păi ce râzi? Că... tot crezi că n-am încredere în tine. Păi ai?
dacă ai, hai să... Să-mi iei și o formularul ăla și să am dreptul la cont. Da, mă, normal că o să ai. O să ai. O să vorbesc eu la bancă. Da, păi uite, am pregătit ca să te duci chiar azi. Am pregătit azi, formula. Azi mă duc, da. Dar trebuie și un specimen de semnătură. Păi uite, formularul e gata, îl semnăm. Păi eu sunt expeditiv. Așa o să fiu și cu insula. Deci până de seară o să ai exact insula care arată cum ți-am zis. Insula. Da. Insula. Nu te mai excită terminația asta? Ba da, aștept. Păi mă duc să iau biletele, dacă tot mă duc la bancă. Biletele? Păi dar n-am stabilit insula. Păi lasă că vine-mi o idee pe drum, nu-i problemă. Păi nu a rămas cu stabilit, hai să mergem atunci. Acum amândoi depunem și formularul și stabilim și insula. Vrei? Haide, mă. Iubire! Mă doare mâna că nu mai pot să scriu. De-abia am anunțat și deja toată lumea și-a făcut comandă. Pentru toată noaptea avem. Nu cred. Păi și eu cum le livrez, mă? Că sunt toate la aceeași oră și în locuri diferite. O să rugăm pe cineva să ne ajute. O să vorbim cu băieții. Cu cine, mă? Cu Mărlanu? Păi ăla mănâncă toată pizza până la destinație. Cu tot cu cutie. Cu cine? Cu Chiorete? Ăla e mai scump decât încasările, pentru că le livrează cu mașina poliției. Nu, vii și tu. Cum să merg eu? Da, vii. Dacă am zis că vii. Și ai grijă să mă afle Mărlanul de treaba asta, că o să ne ceară cotă parte. Dar nu mai bine îi zici tu? Eu zic că ar trebui să-l rogi să te și ajute un pic, că e nasol, mă, în cazul tău să mergi singură femeie pe stradă noaptea. Hai mă, lasă-mă, că cu ăla sigur iau bătaie pe stradă, că-i tolomac. Iau eu o tonfă de la Chiorete. Sau mai bine, te duci cu poliție. Ah, bună idee. O închiriez, nu? No, mai simplu de atât. Fii atent. Îl giftuim pe Chiorete și noi luăm comenzi doar pe unde are el drum cu mașina poliției. Și în felul ăsta fidelizăm și clienții, că o să vadă. Ia uite, băi, primim livrări de pizza cu mașina poliției. Ha? Gândită, mă. Da. Nu e legal, dar e moral. Da, ce bine că ți-am rezolvat-o și pe asta. Acum e o mică problemă cu banca, că nu vrea să ne ofere credit, că n-avem noi bunuri suficiente ca să ne extindem afacerea. Chipurile. Lasă, dragă, că rezolv eu și asta. Cum le rezolvi tu pe toate? Costică la pamare, să te văd, să te sărut. Strunge-mă în brațe tare, să rămână zadu mut. Ce faci? Eu, da, tu? Par fericită, da, ce faci? Super! M-am îndrăgostit! Wow! Păi și cu Popolești ce faci? De el e vorba? Da? Super, să vă fie de bine! Fii atentă, știi de ce am venit? Aș avea nevoie de niște bănuți că îmi deschid o afacere. Livrez pizza noaptea la domiciliu. Da. N-am bani de ingrediente, dar să știi că am comenz la greu. Tocmai ziceam că eu și Poponeț... Pică la fix! Vă aducem pizza gratis. Mă, tocmai ziceam că eu și Poponeț ne iubim iar. Și vrem să plecăm în vacanță, să ne consolidăm relația. Am făcut și un cont comun la bancă, da? Ce tare, ce mă bucur pentru voi. Dar n-ai putea să-l amân 2-3 zile până recuperăm banii? Dragă, că îți dau dobândă cât vrei tu. Da, știu și eu ce să zic. Aș mai avea nevoie de niște bani, nu mulți. Da, aș mai avea nevoie. Păi atunci bate-n palma. Da. Hai mă că n-o să regreți. Da, ai și bonus și o pizza. Da, surpriză. Categoric, să afli ce pizza îi place lui Popo. Popo, da. Super. Livrări de noapte? Păi crezi că se merită să bătețe ta drum pentru unul, doi somnambuli? 1, 2, am 40 de comenzi până acum și ia uite, sună în continuu. 40? Te-ai nebunit? Hai, dar ce mă mir, mă, că toți cocalarii noaptea îi treci, că ziua așa deși doarme, că nu muncește. Păi și cine face livrările, mă, că pe asta l-am văzut împinzând la pizza. Asta e și problema, că abia face față singur și eu trebuie să fac livrările. Noaptea tu? Păi și trebuie singură?
Ia-l pe Mârlanu, mă, să te copere, să aibă grijă de tine. Nu, pă, n-am cum, că el nu e de acord cu non-stop-ul, da. Zice că otrăvim clienții și aia ne fac reclamație și ajungem la poliție și îl știi că e alergic la secție. Băgă-l-a și măs. Ia dă-mi-le mie, mă, că ți-le livrez eu. Că și așa sunt întura de noapte, gata. Nu pot, n-am cum. Trebuie să merg eu, să livrez personal, să-mi fidelizez clienții, că mă trezesc mâine, poi mâine, că îmi fură altul ideea și livrează el noaptea. Dar atunci viu eu cu tine și te escortez. Și să n-aud un refuz. Eu la oarșcă că sunt plătit pentru a asigura siguranța cetățeanului. Vai, mulțumesc frumos, prietene. Dar rugăminte am să nu afle Mârlanu câte comenzi sunt. Că ăsta e, știi că e lacom. Și ne pune să muncim ca proștii și încasează el grosul banilor. Ai drept. Îți trimit eu SMS cu programul de livrări, da? Da, 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 foarte bine. Și lasă-l pe umflătură, că ți-l pun eu cu votul pe labe. Dacă nu ți-l convinge eu cu Vasilică, bine, bine. E, pentru treaba asta dau pizza pentru toată secția. Pizza? La noi la seci? Mârlane! Cum să fie, cu blat pufos sau o subțire? Și așa, așa, așa. Ca să vedem să ne hotărâm porbă. Cum zici? Băi, termină odată cu telefonul ăla, dă-l pe mute! Că nu mai pot, nu mai pot! Ai primit, cred că 100 de mesaje de azi de dimineață. Cine te tot bingă-ne atâta? Treaba mea. Băi, treaba ta ca treaba ta, dar e și treaba mea. Că uite, nu pot să mă concentrez și nu pot să trec în jocul ăsta de nivelul 5. De 3 zile mă chinui, uite mai... Bă, tu cumva ai o gagică nouă și nu mi-ai zis nimic? Auzi, rămâi tu la nivelul tău și mai tot te băga, tu saf neamănunte, da? Adică, ce vrei tu să zici, că nu suntem la același nivel sau cum? La nivelul de joc făceam referință, arțăgosule. La ce ești, mașa, secretor? Ia-zi, că până acum îmi spuneai tot. Ce, acum nu mai suntem colegi buni, nu mai suntem prieteni sau cum? Păi dar n-am ce să spun, mă, e foarte complicat, n-ai înțelegi. E mai complicat decât jocul ăsta pentru avansați? Mult mai complicat, că pentru tine totul e complicat. Nu vezi că ești la nivelul 2 de 6 luni și nu l-ai trecut? Ia, dacă ești bun, hai, bine, hai, dacă e complicat și pentru tine, treci tu de nivelul ăsta, hai să văd, acum, în fața mea, hai, ia. Ia, stai, mă, că știu ce vrei, să-ți trec eu nivelul mai departe și după aia să te împăunesc pe aciste în foi, că ești tu deștept. E bine, nu. Ce prostii, mă. Și, acum că ești liber, nu profita și voi puțin? Păi asta și face. Fii atentă să fie mai picantă, te rog eu mult, că mi-e place și ea să pună sângele în mișcare. Mai temperat, Popo, că nu există pizza cu Viagra. Bora, bora. Mamă ce. Da, asta e prea populată, nu. Insula Paștelui, ce frumos. Da, dar nu poți să faci prostii aici și e de-aia pentru turism ecumenic. Pupă aia moaște pe acolo. Ce frumos. Insula Bermudelor. Oh, ulu, ce nume de chiloți. Asta e. Asta e. Dar cum ajungem? Nu că sunt și deștept. Vrabia mă, la visează. Ia uitați-vă ăsta la ce bănești amețitul. Ce? Ai găsit părnache nou? Măi? Dă-l cu achide site-ul, că asta e casă de prea curvioși, nu de prea curvioși. De invers. Calmo, calmo, pacientul, că omul se uită la bărci. Ce? Vine potopul! O să murim, Doamne! Iartă-ne, Doamne, că nu știm ce face este păcătoși. Doamne! O să murim toți! Numai tu o să mor, prostule! Chiar la ce trebuie barcă, mă, amețitule? Vrei să te muți pe insulă? Ia lasă-mă, că nu-i treaba ta! Ia lasă-mă, că nu mai știi după toate! Mamă, ce tare e asta! Uite ce viteză prinde! Păi asta e rachetă pe apă! Și ia uite ce luz nenică! Bohemia 40S și e și la promoție! Dar ce e promoția pentru milionari? Ce e 100 de mii pentru ei? E ca și cum ne-am luat noi o șaormă! Când acum, haide, hai că-i chide la șase! Cum o fi să scoți bani de la bancă
și să pleci acasă cu una de-asta. Cum să pleci cu una de-asta, bă, idiotule? Pe ce asta merge pe asfalt? Hai, dracu, lăsați bărcile aia la așa urma, că închidești, nu mai apucăm. Oricum, nu o să pup tu de-asta câtă viață ai avea, noi vedeam zilele tale. Nu fi așa sigur. Poftim, vedeți, deja aiurează. Dă la foame, hai la așa urma, că închide, vă rog eu. Exact, ia, gata, am terminat, hai repede. Băi, am întârziat 10 minute, ai făcut-o două pace, gata, cum așteaptă Teo și... Băi, frumos, băi, frumos, pa, la revedere, pa. Mersi. Pa. Cu ce tragi de amiază are cap de mine, nu? Ori e beat, ori e... Îndrăgostit. Hai, las. Mm-hmm. Dacă află Teo. Teo știe deja. Mm-hmm. Și până te gândești tu, hai să facem o pizza, să facem livrări. Hai, 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 hai. Auzi, și până să livrați, până să vă gândiți, nu merge să mâncăm o șaorma, nu-i un pic și închide. Fugi tu că venim și noi. Fugi, fugi, fugi. Te prinde din urmă. Ha. Da, Emma. Să fac ce? Am știut dacă nu faceți ce? Pierzi banii, investiți. Hai că vin, ce să fac? Dacă pierd banii, m-am ars. Zi lui Chiorete să trimită un SMS cu mașina poliției, că acolo e și locația, da? Ia uite ce cină romantic a pregătit iubita mea și eu vin cu o amărâtă de pizza. Hai, lua și vin. Te-ai întrecut pe tine? E, da, dă-mi un pic de vin, te rog. Da, da, cum să... Ia? Ia, o stai să-ți arăt o chestie drăguță cu pizza asta. Fie, da. Fie de cum, se învârte. Cine are noroc, mănâncă fața, cine are spatele. Da, da, tu spatele. Eu spatele, gata. Da, da. Da, Mara. Aole, hai că vin imediat. Hai că vin, pa, 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 pa. Ce? E o prietenă, are o mare problemă, un atac de panică și e singură. Trebuie să plec neapărat. Vin. Păi vin în pus. Nu, 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 nu. Vin puțin mai târziu să... Păi auzi, nu. Continuăm și ce-a mai rămas. Nu vrei să mă schimb eu de uniformă repede și să vin cu tine? Nu, 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 că e o chestiune de viață și de moarte. Nu pot. Trebuie să plec acum neapărat. Hai, stai, mă, nici n-am ciocnit. Tu trebuie să păstrezi vinul. Dar ce faci cu cutia de puț? Nu, hai că am plecat, la revede. Să-mi iau geanta. Pa, pa. Pa. Ce tâmpită e. Auzi? Mi-aduce aminte de un gherghef de la bunica de pe perete, pizza asta, zău. Nu știu cum, așa e mai bine. Da. Ne vedem la 11. În spate, ca să nu ne vadă? Mamă, ți arăt eu ce spărgător de cupluri nenorocit care ești. Aveți de întâlniri, îți dau eu pe cărcă. Scârbă! Stai, mă, că te spânzuri cu ăla, mă. Mă, care așa, mă, ăsta s-a încurcat cablu. Auzi, apropo de telefon. Și de-aia poate nici nu sună, mă, că e, uite, așa, făcut. Uite mie, cum fac eu să aflu al cui e un număr de telefon? Mobil? Păi sună, mă, și întreabă care e la telefon. Ce vorbești? Mamă, ce idee! Te-ai gândit mult? Băi, termină că n-am cheltuit nicio glumă. Era foarte simplu asta. Eu vorbesc aici despre un caz și e vorba de un suspect de... De? De mult. Da, de mult. Hai de zic eu dacă știi. Asta e o chestiune care nu se rezolvă așa, bă. Imediat. Asta durează, nenic. Tu mai întâi trebuie să deschizi o anchetă oficială. Pormo... Te duci la procuror ca să-și dea desecretizarea la număr. După ce obții desecretizarea la număr, fugă la agenția asta, la compania de telefonie, ca să-ți dea adresa la... Înțelegi? Deci, cu o dată
Îți spun că asta nu se face Fly Fuchsner. Păi da, mă, dar pumnul meu, pumnul meu n-are răbdare, mă! Bă, tu fă cererea să fie făcută, bă! Dacă în caz că te amenință cariva, tu trebuie să fii coperit. Mă, nu se știe când dai față în față cu martalogul. Mă, și când îl vezi, mă, când îi repezi una din fundul curții și îi spargi fecla, că tu ești bazat la part. Potolește-te. Mamă, ce ai spargeți fecla, ce? Dar nu știu cine e, cum îl aflu eu pe ăsta, mă. Și de ce nu? De ce să nu sună? Ce o să fie? O să răspundă, nu o să spună cine. O să închid, o să închid. Asta e ce am de pierdut, sură. Da, vă rog. Alo. Alo. Eu de ce prost sunt din greșeală, am sunat la Chiorete. Mai încerc, mă. Alo. Alo. Dar răspunde cap de mie dacă tot suni. De ce? Aoleu. A recunoscut numărul, m-a recunoscut și pe mine. Aoleu. Chiorete se vede cu iubiții mea. Chiorete se vede cu iubiții mea. Sí, ya me reclamaste eso por teléfono. Lo que no entiendo es por qué estás tan enojada, por favor. No, zice, a mers. Punct ochit, punct lovit. Poți să stai liniștită că o să ai succes cu asta. Bă, tu vorbești serios? Normal, am convins-o să ți-l dea. Bagă. Și nu vrei să îl probăm puțin? Adică să învăț să joc cu rolul de livratoare cum trebuie. Iar cam trebuie să te revanșez că n-ai avut încredere în mine. Și stai liniștită că Teo are o groază de costume. Deci avem noi nevoie de inspirație. Că costume e din plin. E, bă, nu e? Și nu vrei să mergem acum să mă ajut să mă îmbrac? Ba da, da, dezbracă-te întâi. Hai să mă dezbraci tu. Și te mai îmbraci? Pușca și curea în bălată, ce bărbat era, Păpăneți, păpăneți, păpănețule, păpăneți, păpăneți, păpănețule, păpăneți, ia, să vedem noi acum. A venit momentul, măi, tăticule, măi, să vezi ce fac eu ție. Mă credeam că nu mai adoară. Mi-am adormit, iubita mea. Trădătoare și vricleană ce ești. Și tu? Și eu ce? Tu șarpe ce ești. Asta e fata aia nouă cu care vrei tu să-ți faci o relație, dar nu știi exact, a? Stai, mă, să-ți explic, mă. Ce să mă explic? Să-ți explic cum vine treaba. Ce, mă? Ia să vedem dacă poți când ți-o înflam. Stai, adulterilor! Vă las așa să aveți și voi un hojac! Și eu plec! Mă duc să dorm la Mateescu, na! Ce-am făcut, bă? Ce-am făcut? Că n-am făcut nimic, ți-ar postul al dracu!
Hai mă să ducem repede acum comenzile alea ca să îți pierzi afacerea. Și mâine pe mine lămurim noi pe idiot ca să... Hai, vedem, dregem noi cumva. Da, stai să mă asigur că dacă se duce la garsoniera poliției să-l nebunească măcar Grațiela. Da, da, da. Ia să vă da. Alo, Grațiela? Vrei o pizza cu șuncă și salam? Cu de toate, dar și cu cărnăciu și cu mici și cu... Da, da, da. Da, sigur. Hai, pa. Doamna Elmă, cu care am împărțit birou atâția ani, și cu bune, și cu rele, mă să n-accepte nicio explicație, nimic al micuț. Și-a mai și dispărut, că nu-i nici la Matias. Așa, fiule, descarcă-te. Tocmai el să-mi facă una ca asta, șarpele cu ochelari. Și-a pus ochelari pe bunești? Viața, opte bună. Hai, Lolo. Păi ești nebun. Pe ăsta nu lasă iema nici când pierde nopțile. A? Ai văzut ce costum și-a adus? Da. Ce genul ăsta sic? Of, și cu asta viața mea s-a încheiat. Ce rost mai are viața? Cum mă, ce rost mai are viața? Ai iubită tânără și frumoasă. Am avut? E, mă! Cine mă bucur să te văd? Acum ai găsit, de unde știi că-s aici? Păi tu uiți, mă, că i-am lucrat în poliție. Plus că ăsta e locul tău care vii când ești amărât. Așa. Dar de data asta nu mai e Silviu de aici. Termină-mă cu prostiile că o faci pe Teo să sufere. Teo care m-a ajutat să livrez pizza. Ce abureală te-a ajutat. De ce s-a întâlnit cu Chiorete? Pentru că și ăla ne-a ajutat cu livrarea, ce nu înțelegi? Și a săraca s-a chinuit să strângă diferența aia de bani de care avea nevoie pentru o vacanță. Acum am pierdut tot, pentru că de-aseară n-am mai livrat nimic. A trebuit să stau să o consolez pe asta, pe Teo. Teo s-a sacrificat pentru banii de vacanță? Da, mă, prostule. Și acum du-te și în pacu. Păi mă duc să știi! Stai, unde te duci așa în halul ăsta? Că n-o să te mai vrea. Cum, sunt rău? Da. Păi mă duc să fac rost de o lamă atunci. Băi, nebunii, ce să faci cu ea? Să mă bărbieresc și să mă spăl. Dar unde că? Nici măcar la secție nu pot că acolo Chiorete. Lasă-mă că vin eu cu tine să te împaci cu Chiorete. E bine așa? Da, mă, ajuns, vorbești tu cu el? Mm-hmm. Hai, bubune, dacă vorbești și ies, îi dau și o sticlă de whisky să mă iertez. Bine, dar mă ajuns cu livrările. Te ajut! Palmează și tu asta, că-i păcat de... Nu palmezi nimic, hai să te speli că puțin îngrozit. Uite ce să fac. Și nu mai vorbi. Nu? Odată. Hai, te bagă mă, dacă să n-am paia măgar, dacă te atingi un fir de-n părul meu, dacă nu răgnesc și te prânzi la toți periorii scârbă și nici că mai vezi pe ție, nici că mă accesi în vreo funți, în ceva. Iartă-mă. Iartă-mă? Iartă-mă, prietene. Iartă-mă, prietene. N-am, eu n-am știut, mă, că tu ai ajuns pe iubițica mea ca ea să strângă diferența aia de bani pentru excursie. N-am știut că te duci cu ea ca să livrați pizzele alea, ca să, vorba aia, plecăm noi în vacanță. N-am știut. Îmi pare foarte rău. Am făcut-o... De oaie. De oaie am făcut-o. Stai liniște că m-am obișnuit cu tine, cioban. Problema e ce te faci cu Teo. Că ai rănit-o la masă. Știu. Și-ți trebuie o idee brici ca să o împeci. Din păcate, tu nu prea ai timp să cați cu ideea, mă. Că avem foarte multă treabă. Știi cât e coada la eliberarea de la permisele auto? Până la jumătatea bulivarului, bă. Da, știu. Auzi? Ce? Ce? Mă, prost, mă. Wow. Ce voi, mă, tâmpitule? Mai te împești cu Teo? Termină-mă, mă duc la coadă să te scap de ea. Mulțumesc. De coadă? Păi să duc eu la coadă sau mă scapă, de că nu înțeleg ceva. Auzi, mă, dar ăsta are Alzheimer? T-a venit cu suflior? Nu, mă, are emoții, mă. Chiar îi pare rău. M-a speriat, am zis că gata.
Le-o fi deschis apetitul cu livrările de azi noapte. Să nu aduia Emma! E o coadă afară, bă! Toma până la secția de poliție! Merge afacerea Richard, ia zic, vă ajung cu ceva? Da, tu preia comenzile și eu le servesc. Hai, hai toate comenzile la mine, că mi-au foame. Poftim? Că comenzile mi le dați mie să le duc afară la ăștia, că e o coadă mare și mi-e foame. Mie să nu facă cir, scandal, înțelegi? Am plecat. Ala, pe unde e? Păi mă duc până încolo să văd dacă spate înăuntru vă să lipsească vreo felie, că ne omoară ăștia, auzi? Bă, tâmpii, băi, poponezi, bă, te-ai țăcănit la cap! Bă, tu vrei să te dea niște afară din poliție? Să rămâi fără civici? Ce-ai adus, bă, toată clota asta de la permisia și pe capul nostru? Ce-a făcut? Uite-ți cât îl vezi de prost, așa a făcut, bă! I-a mițit pe ăștia de la coada de la permisia auto, căci că cine i-a dat acelea pizza, îi dă permisul regim de urgență, poftim! Dar arunca, m-am gândit să revigorez eu puțin vânzările! Că de la vânzări apar toate problemele! O, ți-ai riscat o cariera pentru mine, mă, drăguță! Da, pentru că am putut să mă ierți pentru aseară, că știi că eu sunt câteodată bou. În general, noaptea când adorm, neuronii. Ia, hai, toată lumea, de la coadă, mă! Ăsta, la coadă! La coadă de la... de la permisie, unde era? Băi, am mai încep, ia, plecați pe la ței, drăguță! Hai că se închide coada, hai! Așa, înțelegători, înțelegători! Țăra! O măcar de o bicicletă! Ia-i mă și pe ăștia! Dacă îi vrei neapărat! Bine, hai că ne jucăm repede! Căsuse-le niște bani! Uite și tu, ușor! Ce vreau? Pardon. Era pe cămeș. Alo? Ia că-ți telefonul în pizza! Nu puteam să mă uit la vina! Acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Că nici n-ar fi șeful în birou. Dar nu-i plăcut să nu ne deranjeze așa cu nimic? Auziți, dar voi ați venit înaintea mea. Cu voi a vorbit ceva? Nimic. A trecut, s-a uitat la noi așa întrebător, după care s-a izolat la el în birou și de atunci nimic. Nu a mișcat nimic. Dacă i s-a făcut rău? Rău de înălțime. Doar ție ți se poate face rău de înălțime, că șeful nu e așa înalt. E vorba de înălțimea funcției. E prea sus pentru trânsul. Auzi, dar dacă a făcut un atac cerebral? Wow! Dacă nu chemăm urgent salvarea, rămâne într-o stare vegetativă toată viața. Dar nu e grabă. Că la câtă carne a mâncat la viața lui, un regim dintr-ăsta vegetativ nu i-ar strica deloc.
Bă, da, ce roi sunteți, mă. Nu trebuie să aflu ce e cu el. Bă, dar ce ai, mă, ce ai, mă? Ia uite, în loc să zici mersi că nu te-a deranjat cu nimic, tu vrei să te duci să-l zgândări. Și tot atâta. Te mai vindeți. Bă, am o veste mare pentru voi. Îmi rămâneți datori vânduți. Ce veste, mă? Lasă, nu zic că nu vreau nici datorii, nici să fiu vândut. A zis la mișto, doar nu-i în serios. Ce vorbești? E vorba de mărla, nu e cam riscanța, nu le-i în serios. Nu vă mai certați, mă, am o comandă pentru voi. Eu costiu cu voi coliva. Ce, mă? Ce? Pentru cașcaval. Colivă cu cașcaval? Avem un idiot nou în serial. Șefu, ți-e rău? Mă, după mintea ta, creață Grațielo, tu crezi că omul e trist doar dacă e rău, nu? Nu, dar... Dar ce? Omul poate fi și sentimental. Mai ales atunci când nimeni nu-l iubește. Oameni răi. Ești un animal de companie, ăla te iubește necondiționat. Și ăla o să-mi spună și la mulți ani de ziua mea? Asta e problema? Nu e nicio problemă. N-am nevoie de niciun cadou și de nicio felicitare de la nimeni. Ups, scuze, n-am știut. Dă-mi voie să... Îți dau voie să ieși, Grațielo. Ăia de dincolo știau foarte bine și au găsit de cuvință să-mi facă ziua un iad. Să mă lovească în sentiment. Dar nu-i nimic. Uite, domnule, ce vorbeam cu colegul Poponeț, că poate scârp... șeful nostru a căzut în drept prese dintre aia crunta, dar crunta de tot. Și pentru binele lui și al seții, ar fi bine să-l schimbăm în funcție, mă. Și vorbesc cu Teo? Da. Ca să-i facă un raport că nu mai poate să-și exercite funcția. Clar că nu mai poate. Clar. Nu pot să cred că de ușor vreți să terminați un om. S-o crezi tu că un om ca Mateescu e ușor de terminat? Exact. Și ce ne-a cus pe noi, dragă? Păi ce, noi îl terminăm sau mintea lui depresivă îl termină? Nu are, mă, nimic. E clinic sănătos. Doar că e foarte trist că nu l-a fericitat nimeni de ziua lui. Așa e, băi, că e ziua lui azi. Ce? De unde o să aibă Mateescu zi, mă? Că el e născut noaptea și e negru în cerul gurii ca mamba. La cât e de rău, nici nu merită să aibă pe nimeni aproape de ziua lui. O scârbă ordinară, spun. Dar de ce nu ne-o fi spus, mă? De ordinar ce? Ca să nu facă cinste, să nu dea o mazlină, un fursec, un... Îl bagă în măsa, mă. Și așa, el știe că la cât de mult să face iubit în colectivul nostru, nici că vede ceva de la lume. Că nu merită, mă spun. I-am luat, dar nu merită, îl bagă în măsa. Cine ia să putrezească la popă la poartă. Eu am puțină treabă, mă. Mă duc, am de rezolvat niște treburi pe... Că mi-am adus aminte, am... Mă copiariți voi, dacă e ceva, da? Ah, chiar și eu. Trebuia să vorbesc să... Da, am un... ce bine că mi-am adus aminte. Acoperi tu și pe mine, da? N-ai ieșit până acum din birou? Nu cred că o să iasă tocmai acum. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc. Gata, coliva! Gata? Vezi că-s niște cutii de carton jos acolo, scoate una, bagă coliva în cutie, pe urmă bagă un frigider ca să stea la rece până vine Igor să o ia. Prea mulți de bagă. Da. Hai, bonjour! Las-o asta un pic și mă duc... Nu, o bag în frigider, că dacă vine mărară și vede la ce pofticios se mănâncă, al dracu, mă lasă fără tort. Auzi, dar ce-i cu tine acasă în timpul serviciului? Ei, a cumpărat tort și vrea să-l mănânce singur ca să nu-l împartă cu colegii la muncă. Hai, mă, nu-l împarți cu noi? Păi, mă, pe când e cu... Iar un Matias, măi, a cumpărat tort pe ziua lui băgarea și măsa. Și dacă nu e tort... Te ține minte că era închinos. Mă duc până la toalet și după aia vin și plec la seți. Unde-i
coliva mea, că mă grăbesc. Asta, coliva mortului. În frigider. Hai. Hai. A ieșit cam vremurile bune. Mai am? Mai ai. A, bine. Ce faci, mă? A rămas doar una. Bine, hai în dormitor, lasă-le acolo. La urmă e la cadoul, șeful, a? Și? Nu, de unde le scos, mă? Eu nu scârb asta cum să iau cadou. Voi ați luat? Eu, da, i l-am pus pe birou. Și eu i-am luat. M-am gândit să nu prindă pică pe mine. Acum a intrat să le vadă. Cred că e tare fericit. Băi, da! Care ți-ai bătut joc de mine, mă? Cine ți-a bătut joc de șef? Ce răgânești, mă, așa? Șeful, dar noi v-am făcut cadourile cu adâncă apreciere. Da, și cu profund respect. Cu înaltă prețuire, până la cele mai înalte cote. Mă, ce-i cu atitudinea asta ce de nașul, mă? Ce cu atitudine? Bateți cumva vreun apropo? Acum înțeleg eu de ce mi-ați adus colivă de ziua mea. Este o amenințare mafiotă cu moartea, nu? Bine? Colivă? Colivă? Și-abia reușit să trece tensiunea de dimineață, tâmpiților! Ce? La ce ai luat, bă, colivă? Nu i-am luat, bă, nicio colivă, eu i-am cumpărat-o curea. Ah, înseamnă că scârba asta de grațină i-a luat coliva, mă. Nu cred, mă, la cum a început să plângă și s-a dus să bocească. Cu atât nu... mai mult, ca să vezi cât e de parșivă, bă. Vine cu coliva și începe să plângă. Dar tu ce-i luăm? Vine bine cam așa, bre? Ai să râzi, dar exact asta m-a întrebat și Grațiela. Ce parși, ce parși. M-a auzit pe mine vorbind despre cămașe și a dracu că ți-a preluat-o din zbor și de-aia ți-a aruncat-o urma tale. Să nu îndrăznești să-mi spui că mi-ați luat împreună cămașa. Nu îndrăznești, bre, de unde o scos pe asta? Auzi, mă, dar atunci cine mi-a dat coliva? Poponeț! Da! Da, adică recunoaște, dar era și cazul să recunoști Poponeț. Că dacă mă întrebai și tu dacă îmi place cămașa, luam cureaua și te spânzuram de lampă cu ea, mă. Dar eu n-am zis nimic de cămașă. Tocmai ai prins ideea din zbor și ai văzut că era suflată treaba cu cămașa și ai întors-o cu cureaua. Este foarte urât ce ai zis că vrei să faci cu frumoasa curea pe care ți-am dăruit-o cu profund respect. Deșavară, mincinosule, și bagă-ți profundul respect în fund. Să te izbos! Bă, tu în loc să mă acoperi, mă dai în gând la clienții pe care ți-i trimit? Eu nu v-am trădat, șeful, vă jur, nu mă lăsați pistolul ăla. M-am compromis la privec și s-au luat rudele mortului de mine. Și n-a rezistat bulivașa la sarup coșiul cu el să... Că vorbesc data viitoare să bată cu niște nituri de-alea de oțel. Nu coșciugul a fost problema mărlane, ci coliva. Și-a spart babele dantura în bomboane de la colivă sau cum? Nu. Mi-ați trimis un tort în loc de colivă. Ce cretină eu, acum să trimis mort la mormă? Au bănuit ceva? Dacă au bănuit ceva? Nu știu, întreb și eu. E la ce dovadă le-am dat, cred și eu. Au luat-o ca pe un afront, ca pe o bătaie de joc. Ați avut noroc că nu v-au linșat, boss. I-am aburit, cum că în străinătate așa e moda acum la privegherile de fițe să poartă torturi. O să le mai treacă din tristețe. Și? A pus botul? Nu știu, șansa e că n-au școală prea multă. Problema e că neamul lor e împânzit în toată Europa și până la urmă o să afle că a fost vrăjeală cu moda. Aveți grijă, boss, că minciuna are picioare strâmbe. Mărlane, vezi să nu rămâi tu cu fața strâmbă dacă îți mai arde de catenici de-astea. Iertare, boss, am vrut să fac o spirit de glumă, dar cum eu sunt sărac cu spiritul ăla, ești ca o glumă proastă, nu? Ce ți se pare că eu am chef de glume în momentul ăsta? Deocamdată am promis că duc colivă la mormântare, da? Păi, sigur, eu m-a să mai facă un tort. Nu unul, să mai facă 10. Că mortul e șef de clan țigănesc și ăștia sunt mulți rău. 10 boss cu comanzi batare, așa facem. Eu stai așa, stai. Ce ai zis să facă? Tort?
potrivă. Nu mă lăni, tu ai zis tot. Am zis tot, recunosc că am greșit, dar-s pofticios că poftez la dulciuri, că am amadrac și eu nu-s bun mănânc potrivă, poftez la dulciuri, că vorba aia, vii cu... Torturile morți și cu colibiile, cu ăsta cu colibele, tu trageți boss. Deci în prostia ta tu i-ai spus Emei să facă tort în loc de colivă. Nu, cum să zic eu să fac, să... Dar că ei deșteaptă vorba aia, mă ducea mintea să facă colivă, doar știa că e pentru mormântare. Că vorba aia, doar nu ești prost să te duci la mormântare cu tort. Iertare, boss. Mă simt ca... Nu trebuie să te simți ca ultimul om. Ca ultimul detectiv adevărat, Grațielo. Creierul meu lucrează a la Sherlock Holmes. Și ai descoperit asasinul? Încă nu, dar am rezolvat o parte din mister. Poponeț e nevinovat. Da, și cum ai ajuns la concluzia asta? Fii atent aici la gândirea a la Sherlock Holmes. Ca altă dată să nu mai mă puneți la încercare, da? Bine. Ce motive aveai să mă întreb dacă îmi place cămașa, dacă mi-ai fi luat cureaua? Păi dacă nu ți-am luat eu cureaua acum... Cureaua era foarte ok, deci n-aveai niciun motiv ca să te ascunzi. Păi și cămașa e ok, deci de ce să mă ascund? Raționamentul funcționează identic și pentru Chiorete, pentru că și el m-a întrebat tot de cămașă. Ce scrog nenorocit! Deci nici el nu a luat cureaua. În concluzie, Poponeț a luat cureaua, deci e nevinovat. Păi și eu sunt. Tu și Chiorete sunteți în continuare suspecți de colibă. Dar știi foarte bine că sunteți sensibilă și n-aș face niciodată o glumă atât de proastă. Grațiela, coliva e făcută în casă, iar femeile fac coliva. Nu-l vă pe Chiorete mestecând în grâu. Hai să fim serioși. Nu știu, pe mine nu mă interesează asta. Eu știu doar să mănânc coliva, atât. Haide, Grațiela, nu mai plânge, că deși coliva e proastă ca tort, e foarte bună ca colivă, să știi. Vreți? Ușurel, te-am chemat să spun că știu cine mi-a dat colica. Cine? A, te faci că nu știi, a? Bă, nu i-am eu că ea e pre. Ea? Vreau să-mi induci în subconștient că există o ea, a? Păi dacă Poponez nu e ca și ai zis, nu mai rămâne decât Grațiela. E la mintea cocoșului, bre. Eu nu sunt cocoș, deci nu-i la mintea mea. La mintea mea e Sherlock Holmes. Păi și ce este Sherlock Holmes ăsta că mă ține nebunești? Că te excluzi discret din ecuație. Cine se scuză, se acuză. Tu ești... Mai pardon, eu am cumpărat tort. Eu te bonu băgăra și măsă. Ăla-i. Ba, uite, unde e tortul atunci, Chiorete? Unde e tortul? Cadourile celorlalți au fost aici. Numai tortul tău s-a transformat în colivă. Ca prin minune. Un rău voitor mi-a locuit tortul din cutie cu coliva, bre. Fiind ascuns în cutie, eu nu mi-am dat seama deloc. Aolo, cine să facă așa ceva? Care vrea să mă sape, să pic eu rău în fața lumea tale. Mă individuează că și că fiindcă eu sunt plin de devotament și de abnegație pentru haina policienească, bre. Nu gândești deloc detectivistic, bă, Chiorete. Cineva din afară a vrut să transmită un mesaj de tip mafiot. Ai fost cu tortul în vilă? Da, în trecere. Și l-ai lăsat nesupravegheat? Puțin, în frigider. L-am băgat acoalea până m-am schimbat, că n-am vrut să-l vază mârlanul, că știi cât e de pofticios. Asta e! Asta aici. Mârlanul l-a substituit cu mesajul de tip mafiot. Du-te, bre, că nu-l duce capul pe ăla la așa ceva malefic. Păi el nu, dar sigur a fost instruit de un cap mafiot. Bună dimineața! Am venit la semnat. Și ești așa vesel, bă, că ai venit la semnat. A, nu-ți vesel că am venit la semnat. Îți vesel că merg afacerile strună, sicrie, cruci, colivă. Dar ce zic eu colivă? 10 bucăți am făcut. Așa s-a făcut, ca pâinea fiartă, ca pâinea coaptă. Care v-a să zic că-ți merge bine, a? Totul e regulă, merg toate ca pe roate. Dar-i haita cu cine nu trebuie, mârlane. Adică nu m-am înhăitat cu nimeni, bre. Nu te duce pe tine capul la afaceri. Pe cine ai în spate? Pe nimeni. Nu face pe prostul. În spate am un început de cocoaș cifoză.
Bă, nu face pe deșteptul cu mine! Vrei tot eu să spun pe cine ai în spate? Las că-ți verific eu afacerile și o să-ți spun. Tot ce faci e rodul muncii mele, să știți. Doar ce faci la WC-ul e rodul muncii tale. Hai, tai odată, că dacă stau cu tine de vorbă, mă zăpăcești, mă termin! Bă, cine dracu am eu în spate? Mă, Chiorete, da, șef, ordonați. După părerea ta de copoi bătrân, mă, ce părere ai? E la mijloc mârlanul sau e etapă? Nu vrei doar uluit și nu înțelege deloc ce se întâmplă. Eu nu mai faceți, bă, toți pe uluiții. Mă, de ce m-ai întrebat de cămașă? Când știi că în cutie e un tort. Trebuie să fii mândru de cadoul tău, nu? Da. Faptul că te-ai schivat înseamnă că aflasești că în cutie era colivă. Și totuși mi-ai dat-o. Dar n-am susținut că ți-am luat eu cămașă. Eu te-am întrebat numai dacă-ți vine bine. Mă, tu o dai la întors ca să pici în picioare ca cotoii. Mai pardon deloc, tot așa și Graciela putea să te întrebe cum a fost tortul. Căci că fiindcă a văzut că ai primit așa ceva și o știi că e pofticioasă. Mă, de unde să știe Graciela că în cutie era un tort, că pe cutie nu scria nimic? Păi poate i-am spus eu că fiind de bună credință și poate că a văzut că în cutie am tort, na? Ba, dispar! Dispar că m-ai zăpăcit mai rău ca mârlanul. Lasă-mă să mă gândesc. Bă, acum mă chem, bă, acum mă... Hai, bre, că e suci rău, nu mai înțeleg nicio nimic. Vă spun, boss, că m-am speriat teribil. M-au luat ăștia la secție așa tare că am zis că mă pricopsesc cu o pereche de cătușe pe viață. E, înseamnă că au prins un fir sticleții. De ce, doamne, de ce? Că eu vreau să-ți fac bine și mă tare, mă bagi tot felul de belele. Mârlane, n-am ce să-ți fac, ai vrut afacere. N-ai cum să scoți castane din foc fără să te arzi. În situația asta, sfatul meu este să oprești orice afacere până să liniștesc apele. Avem o afacere cu castane? Ema, oprește, că nu mai face nimic, că n-are niciun rost. A căzut afacerea. Glumești? Nu. Nu glumești. A, adică eu am muncit ca proastă toată noaptea? Bă, scuze, n-am știut că ai muncit toată noaptea. Dacă știam, venea și ziceam de seară. Cum tu știai de seară? Da, până la 11:30 am vorbit cu Igor și mi-a zis că a căzut afacere. Ia uzi, și de ce n-ai venit, mă, să-mi spui că muncesc ca proastă, a? Bă, mi-a fost lene, scobor. Ți-a fost lene, a? Ți-a fost, ia uzi, mă, i-a fost lene. Și ce mie, de ce nu mi-a fost, mă, lene, a? Pe mine mă întrebi. La cât am plătit pe ingredient, o să dăm faliment acum. Lasă că facem economie la mâncare. Asta e, o să mâncăm colivă dimineața, la prânz și seara. Te-a dat dracu, o să ajungem sfinți cu atâta colivă. Nu, mur, nu, mur. Ia uite și pe ăsta, de unde vii, mă? De la biserică. A, și ce ai făcut acolo? Da sfințenia în tine? A dat foame. Auzi, bă, poți să lași eu pachetele astea primite de pomană în frigider? Că nu poți le țin în canale, păcatele, că se strică sau le mănâncă șobolani. Tu te du-le în frigider. A, mulțumesc ție și sfintelui, sfântului de azi, dacă ar fi așa toți sfinții mari ca tine. Vezi să nu-ți torcești colivele din frigider, ai grijă. Asta e! Este, mă! Mergem la biserică și vindem toată coliva celor care au morți cu numele sfântului de azi. A, apropo, uitați-o. Mi-a lăsat Chiorete vreun tort în frigider? Nu, pofticiosule. A zis că o să cumpere unul pentru Matez, cum să-l mai indulcească, că e supărat pe el. Mersi pentru idee și cu asta să te închid la idei. Să te închid? Robitocule. Șeful! Șeful! Da, dacă e vreun mesaj mafiot de amenințare în tort. Da, pe eu trebuie. Da. Mor acasă.
Mamă, hai mă că ieși câștig frumușel, ia uite. Să-i mulțumim Sfântului Duh. Amin. Sfântului Igor, presupun că la el vă referiați. Stai, șefule, nu ne rămâne și nouă nimic. Sunt bani munciți din greu. Și nu voi de mărunțișul ăsta vă plângeți. Măi, eu ce să mai spun care am picat de fazan la rudele mortului pentru că ne-am dus coliva la timp. Și cu ce ajută banii ăștia? Ajută, o cumpăr din altă parte, pentru că într-o oră e înmormântarea. Militerul, nu avea bani, mă, și-a trebuit să ne jefuiască pe noi. Oh, de nu te-ar ajuta Sfântul! Da, da, pe noi ne-ar mai putea ajuta. Eu zic să punem de altă colivă, că încă mai e ziua Sfântului. Bravo! Păi nu prea mai avem cu ce, că nu mai e marfă. Curățăm oalele și tot mai facem de o colivă. Hai, dă-te, hai, hai, nu sta, hai! Nu stau. Mami, dar eu mă mișc mai bine în dormitor, mă duc și te aștept acolo. Asta-i! Eu te prec, cu tortul ăsta îmi răscumpăr greșeala de data trecută. Cam târziu, Chiorete, că au trecut deja două zile de la ziua. Bre, știi vorba aia, mai bine mai târziu decât niciodată. Dar mai bine niciodată decât glume idiote. Hai, bre, fă-mi bucuria asta, servește-l, mai te izmeni. Ai trecut pe la Mârlanu cu el? Nu, bre, dracofterie direct acile. Mârlanu habar n-are de el. În nici într-un caz nu știe. Bine, mă, Chiorete. Ha! Ha! Păi parcă zice că nu știe Mârlanu de el. Păi că l-aș măsa, cum a aflat! Uite, mă, Chiorete, în semn de împăciuire o să mănânc totuși din el. Iau din partea asta din care n-a fost luată. Ia să-mi dai o feliuță. Am venit cu tortul reabilitării. Să ne împăcăm, să fim ca o familie, mă, Matiescule. Să fim așa, polițiști și oameni aproape reabilitați. Adică? Adică când a venit data trecută, te-ai enervat pe mine, mă, și n-ai știut că a fost ziua ta. Și am zis că poate de-aia te-ai enervat. Vezi, colegi, că a fost ziua ta. Și atunci a zis să iau un tort, mă, ca să te mai sper pe mine, ca cadou. De ce să mă supăr, mă? Altă-l pe Chiorete, mi-a adus mai mult decât nimic. Un tort deja început. Chitră. Dă unii tu bani de tort, mă, prăpătitule. Bre, ăsta-i tortul meu, bre, vezi că-mi te-am... Ce tort tu ta, mă, că ai părat cu mâinile mele? Care mâinile tale, mă? Gata, nu vă mai certați. Bine că știu că nu mă amenință nimeni. E ziua mea, să petrecem, să bem și să mâncăm aici la noi în secție. Să tăiem tortul, mă. Să mâncăm tort! Ia de aici. Așa, asta-i mâncăm pentru... Mâncăm pe palmă? Da. Mârlarea asta pentru tine. Ia. Mulțumesc. Hai că-ți dau și cu gogoșică, băia. La mulțumesc. Stai puțin, hai mâncăm toți odată. Nu te zgârci, nu te zgârci. Ia de aici, Chiorete, am jumătate torție. Nu mai lingua cu asta, băia, mă, așa? Acum să-mi iau și mie una. Prăjitura cu chiflă, să trag una. Să ne fie de bine și când o fi mai rău, așa să ne fie. Poftă bună. Ce mă, nu? Ce o trăfit? De ce l-ai terminat? Chiorete, scuze-mă, parcă n-am. Băi, dracu să fii de cață. Și ce gen de femei îi plac? Genul meu, evident, mi-a făcut avansuri. Ce măgar. I-am spus că sunt căsătorită, dar asta nu contează. Ei, cum să nu conteze? Nu contează în sensul că refuzul ar fi fost același și dacă eram și dacă nu eram. Bravo. E bine că l-ai potolit. A zis că se potolește doar dacă îi fac un striptease. Și mi-a oferit 10.000 de euro. Auzi, mă recomand și pe mine să vină la cabinet ca să-l tratez. Ce să tratez, dragă, că l-au scăpat milioanele de timiditate. Păi atunci nu-i spune că vine la cabinet. Spune că vrea să-l cunoască o prietenă de atât. Care e psiholog. Și când o să citească ce scrie pe ușă, o să zică că îmi bag joc de el. Păi atunci nu-i spune că sunt psiholog și dă adresa de la mine de acasă. Ia auzi, păi și Poponescu ce o să creadă? Auzi, mă, da, tu chiar nu te simți? Bă, da, mă simt foarte bine chiar. Adică te simți bine în casa mea. Da. Și te deranjează? Da. Bine, atunci uite, na. Mă simt rău, e bine așa? Ah, da, băi, dacă te simți rău, pleacă. Hai, mă, că am glumit, mă.
Da, și eu am glumit când am zis că mă simt bine, că te simți rău, dar n-am glumit când a fost vorba de plecat. Măi, dar ce-am făcut? Păi n-ai făcut nimic, nimic, dar eu am nevoie de intimitate. Da, Emma, da, ți-am zis că aici o să ajungi. Da, ce să zic, o să fac, dar doar ca îndatorire profesională. Bine, pa, pa. Mă, ce n-ai înțeles, mă, că ți-am zis că am nevoie de spațiu? Hmm? Ce n-ai înțeles? Da, dar după aia... Da, după aia ai profitat de faptul că n-am mai fost fermă și te-ai strecurat tu iar aici. Dar nu m-am strecurat deloc. Ah, atunci nici nu ești aici. Adică, dacă nu pricepe aluzia, strecoară-te așa ușure. Afară! Păi și atunci de ce madamă iar afară? Te-a dat afară? Da. Păi asta n-are sens. Ah, auzi, dar dacă suferă de disfuncționare de asta, bă, de turburare bipolară, ca acum când te vrea, când nu te vrea, a? Nu știu, mă, de ceva suferă oricum și problema mare e că am început să sufăr și eu. Sufăr așa de un fel de boală de asta nouă. Stres locativ. M-a luat ăștia brusc, am crezut că mă fricopsesc. Mă fricopsesc. Eu tot cu pot COVID. Nu am făcut pe nimeni fierar în familie, tată. E bun. E bun. Ia Chiria, dracu, cu ziua ta cu tot. Nu am uitat. Da, 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 da. Ok. Hai, bună. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: comedie. Bună. Depinde. Depinde cine întreabă. Nu te cunosc, deci nu, Emma. Păi da, mă, sunt Alina, am fost colegi de liceu. Păi și la cât timp a trecut și la când ne-am schimbat, ai putea fi oricine. Da, dar ți-am adus de atâtea ori flori. Ți-am pus în bancă bilețele de dragoste. Auleu, și a fost ceva între noi? Sper că nu. Din păcate nu, că n-am avut niciodată curaj să spun. Dar acum... Dar acum, Alinuță, mamă, e motivul clasei. Da. În amintirea adolescenței noastre, te refuz din nou. Da, mă, da, acum nu mai sunt la fel. Acum am schimbat. A, nu-mi spune, ai întâlnit vreo femeie care te-a făcut bărbat. Îmi pare rău, dar să știi că n-am nicio prietenă urățică să-ți recomand. Urățică și milionară. Dar de ce? Milioanele ar trebui să compenseze faptul că e urâtă? Dar ce, tu te crezi vreun făt frumos? Păi, făt frumos nu sunt, dar să știi că milionar am ajuns. A, în euro. Alin! Da, da. Vai de bă, ce frumos ai crescut, măi, Alin! Ce bărbat ești! Băi, ce mă bucur să te revăd! Ce mă bucur să ești! La a doua bancă de la geam, nu-i așa? Mai precis în ultima din mijloc, dar nu mai contează. Nu ți-aduci tu aminte? Băi, Alina, mă, ce mă bucur, mă, să te văd! Ce mă bucur să știi! Da, și mi-amintea și scrisorile.
Da? Da, cuvânt cu cuvânt. Serios? Da. Super. Chiar ți l-am scris din suflet. Te cred. Trebuia să plec naibii, da. M-am blocat când am auzit că e milionar. O femeie ar duce un puf cu el, nu? Păi da, că e timid și poate fi manipulat. Și ce gen de femei îi plac? Genul meu, evident. Mi-a făcut avansuri. Ce măzgar. I-am spus că sunt căsătorită, dar asta nu contează. Păi cum să nu conteze? Nu contează în sensul că refuzul ar fi fost același și dacă eram și dacă nu eram. Bravo. E bine că l-ai potolit. A zis că se potolește doar dacă îi fac un striptease. Și mi-a oferit 10.000 de euro. Ce fraier. Repet, tu nu ești o marfă de vânzare. La banii ăștia nu sunt marfă. Sunt chiar bijuterie. Da, bine că l-ai refuzat. Adică sper că l-ai refuzat, nu? Da, mai mult de atât l-am invitat la vilă să vadă ce statut am și să se conformeze. Și a acceptat invitația. 50.000 fără să mă atingă, e ceva. Da, e. O să mă recomand și pe mine să vină la cabinet ca să-l tratez. Ce să tratez, dragă, că l-au scăpat milioanele de timiditate. Da, mă, dar să înțeleagă că nu poate cumpăra chiar orice așa cu bani. Bine, o să-i spun. Dar dacă nu era bogat, nu te interesa. Normal că nu. Era sigură, uite cum gândesc femeile, numai cu minte la portofel. Minte la portofel? Nu, pentru că nu mai era cazul, că dacă nu era bogat, n-avea cu ce să cumpere orice, logic. Oricum, mă îndoiesc că pot să-l conving să se trateze de așa ceva. Păi atunci nu-i spune că vine la cabinet. Spune că vrea să-l cunoască o prietenă de-a ta. Care e psiholog. Și când o să citească ce scrie pe ușă, o să zică că îmi bag joc de el. Păi atunci nu-i spune că sunt psiholog și de adresa de la mine de acasă, na. Ia auzi, păi și Poponez ce o să creadă? Poponez nu o să zică nimica pentru că nu o să știe. Ăla e gelos și poate să interpreteze orice. Vorba aia, doar mă sacrific profesional. A, sigur că da, păi profesional, da. Eu nu înțeleg de ce l-ai invitat aici. Ca să se convingă că e adevărată minciuna cu vila. Păi și de ce i-ai spus-o? Fiindcă m-a complexat rău cu situația lui și am vrut să vadă că nici eu nu sunt de aici de acolo și că am și eu vilă și că am și eu o situație. Păi și nu i-ai spus că îți cumperi și o limuzină ca să ai și tu loc într-o mașină? Băi, tu ești deplasată? Și am vrut să-i arăt și ce soț minunat am cântace. Că el nu are soție minunată ca tine. El nu are deloc. Eu zic să-l lași în pace. Nu mai pot, că e prea târziu. Ar crede că i-am spus baliferne. Și ce-ți pasă ție? Îmi pasă, că cine știe cu cine am mai ținut legătura dintre colegii noștri și mă pomenesc naibii că la întâlnirea de 20 de ani îmi fac ăștia colectă. N-a suporta. Auzi, bă, da, tu chiar nu te simți? Bă, da, mă simt foarte bine chiar. Adică te simți bine în casa mea. Da. Și te deranjează? Da. Bine, atunci uite, na. Mă simt rău, e bine așa? Da. Băi, dacă te simți rău, pleacă. Hai mă, că am glumit, mă. Da, și eu am glumit când am zis că mă simt bine, că te simți rău, dar n-am glumit când a fost vorba de plecat. Măi, dar ce-am făcut? Păi n-ai făcut nimic. Nimic, dar eu am nevoie de intimitate. Adică ești ridicolă, propune, adică noi suntem împreună și... Păi, că la ce e acum între noi, sau mă rog, ce nu mai e acum între noi, nu vreau să mă vezi dezbrăcată, mă jenez. Haide mă, că eu nici nu intru după tine în baie când stai pe toaletă, zău. Hai mă, lasă-mă pace cu vrăjeala asta, poate vreau să stau în casă dezbrăcată, în casa mea. Păi stai foarte bine, nu mă deranjează. Păi te-a dat pe mine, da. Că poate nu pot să fac ce vreau în casa mea, după cum se vede. Bine, mă, atunci uite, o să stau liniștit, legat la ochi, cu o bandană, cu ceva, ca să nu văd nimic. Na. Bun, foarte bine. Au, știi ce, dar pune-ți bandana aia înainte să intri în bloc, că poate nu mai nimerești ușa. Păi, dar știu câte trepte sunt... Thank you.
novele scurte japoneze. Sfârșit. Mă termină cititul ăsta, domne, ceva o groază. Bună, Orlane! O cafeluță? Prăjiturele? Oh, drăguț, drăguț. Ce vrei? Vreau să mă ajut mâine cu o treabă. Te ajut cu o treabă. Ce spui bine? N-ai soț? Te-a luat? Când te-a luat, te-a luat cu tot cu treburile tale, da? M-a luat. Dar așa ca de 12 și 4 să pleci și tu din vilă. Îți vezi de afacerile tale. Care afaceri că n-a niciuna? Ei, bai, și o să-l chem și pe Hasan cu tine. Da? Nici DJ, de-aia îi spui că ai o întâlnire urgentă și ai vrea să vină și el cu tine, ce nu înțelegi? Ce întâlnire? Mărlane, important e să fiu singură în vilă mâine când vine colegul meu de clasă. Bă, băiatule, ăsta e un afacerist milionar, înțelegi? Și vreau să fac și o afacere cu el. Ce afacere? De mii de euro. Păi de ce te ferici de Hasan? Păi... m-ar încurca. Ori se aruncă ca prostul la bani, ori cedează, după toane. Și oricum doar eu aș munci pentru banii ăștia. Da, și eu aș munci. Ce aș munci? Așa că dă-mă căruță 100 de euro. Ce mă, ești nebun? De unde să-ți dau banii ăștia? Și dacă nu-mi iese afacerea? Păi ce-mi pasă mie? Dacă reușesc să-l scot pe Hasan în vină, să nu știi că mi-a făcut partea mea de afacere. Așa că scoate 100. Bine, mă, ți dau. Dar când te întorci? Vreau să-mi dai imediat ce fac treaba, adică imediat ce Hasan pleacă. Dar de ce mă așa? Ca să fiu sigur că îmi primesc banii oricum, indiferent dacă ți se ție afacerea sau nu. Bine mă fie, dacă n-ai încredere. Păi tu n-ai încredere în bărbatul și vrei să am eu în tine. Da, și cere. Ca și nebunesc, mă, colega, mă, ce tâmpit, mă, ce idiot, mă, ce cretin, mă, e pe lumea asta, care să-l libereze așa de repede pe violatorul de teren T2. Cum? Mă, tu-ți dai seama că nicio femeie din cartierul nostru nu se mai află în siguranță când ăsta e pe libertate? Bine, în afară de tine. Ai făcut o obsesie cu prinderea ăstuia. Mai sunt și alți violatori. Niciunul nu-i ca teren T2, dragă. Doar teren T1. Atât. De ce nu s-o fi dat drumul la castrarea chimică, Grațielo? De ce? Noroc, cap de milă. Ce să mă? M-a apucat-o tambloua pe Teo, m-a dat afară din casă. Iar? Ui, fi făcut tu mă ceva, că nu s-a luat femeia așa aiurea de tine. N-am făcut nimic. Care are nevoie de mai multă intimitate, că eu cred că a luat o fobie de aia de pe la pacienția ei, pe la așa, și auzi că eu nu mă integrez în peisaj. Da, fă bă, într-un fel să te integrezi iarăși în peisaj. Păi ce mă, că m-a făcut căpușă locativă? A pomenit așa termen? Păi ce nu ești? Păi nu să mă... Băi, eu zic că mai bine mă ajutați. Noi? Ce da? Să facem noi? Păi ce, asta e problema ta cu apa. Rezolvă-ți apa, tata. Noi nu putem să ne băgăm, că nu e... Dacă mă dă afară, vin pe capul vostru. Băi, de că ce? N-am ce să fac. Și ceva, eu în garsonier am deja un îngăra, nu mai trebuie încă unul. Ia altul la vilă. Nici într-un casc, avem destule becuri. Unul în plus ne mai trebuie ca să ne stingă lumina pupă, să călciți cu ei, că economie. Da, și la mine să spună aia că suntem un grup de polițiști perverși. Lasă, ia tu. Da. Stai mă, că dacă nu te vrea ea de bunăvoie, poate o să te vrea de nevoie. Că am eu un plan. Am eu un plan. Bine că mai ai și alte idei în afară de Terente. Ei, uite că n-am. Dar cu ajutorul lui poate rezolv cazul ăsta social grav. Îl duci pe Terente, Luteo? Păi, dar tu ești tâmpită la cap, una, două Terente. Doar te-am împiedicat și a venit Terente. Ei bine, nu vine. Da. Nu vine la tine, că tu l-ai altfel pe vino în coală. L-ai pus în altă parte. Da, zice că... Păi da, ai vinul ca omul prea mare să face și el de râs. Așa că trebuie să mergi neapărat cu mine. Și plecăm exact acum, când voiam să-l văd pe colegul ăla înfumurat ale mei. Afacerile înainte de toate. Mă întâlnesc cu un tip pentru un contract baban.
Și ai vrut să fiu și eu de față. Să fii doar tu de față. Nu înțeleg. Păi nu vreau să mă vadă, că pe mine mă știe neserios că am participat la niște tabere de pregătire și așa că trebuie să vadă pe cineva, dar nu pe mine. Ăla o să fii tu. Și tu ce faci? Ne urmărești de la distanță? Nu, tăticu, eu trebuie să merg să ridic niște bani dintr-o altă afacere. Hai! Ah. Și-am venit să te avertizez, prietenește. Vezi că în cartier pe acelea dă rotocoale un violator foarte teribil care se aruncă numai la familie înalte, mature și blonde. Cazul tău. Nu circul noaptea și cu maturitatea, mă rog, e discutat. Foarte bine faci, dar vezi că ăsta nu-i boșchetar de la... de să aruncă din boșchez după tine. Nu, nenic, ăsta e rafinat, are gusturi, are educație. Intră peste tine în casă, te vrăjește, pac, ți-a pus cloroformul pe ochi și până te trezește de departe și mătăluță, ești gravidă. Mă rog, mulțumesc mult de avertizare și sper să-l prindeți repede. Asta încercăm, dar e foarte greu. La muncă. Pe partea aceea, aici e baie. Ah, mă duceam în baie ca prost, mă spus. Ah, hai, te înțeleg cu violatorii ăștia. Și? Îți place vila mea? Ai văzut ce dormitor frumos am? Chiar e vila ta asta? Dar nu crezi că e a soțului. Putea să-ți confirme chiar el, dar e plecat cu afaceri. Da. Ți-ai înseam zis, mă, să nu apari? Am, ți-a spus soțul ca să nu te faci de răspel. Păi nu, că nu e... Nu... Eu nu sunt. Eu sunt bucătarul. Păi am vins eu niște poronice de sus. Deci te culci cu bucătar. Nu, cum poți să crezi așa ceva despre noi? Da, noi polonicele matrimoniale le ținem în dressing-ul matrimonial. Păi cum noi, bă, să ducem un dormitor matrimonial ca le la casă? Păi da, așa suntem noi aici. Noi suntem ca o mare familie și o le permit să... Sau poate din lipsă de bani îl plătești în natură? Poftim? Cum poți să crezi așa ceva despre mine? Sau cum poți să crezi că cineva care are o vilă ca asta n-ar avea bani? Păi pentru mine e simplu. Dacă el e soțul tău și e bucătar în vilă, înseamnă că tu ești menajeră și vila asta e locul tău de muncă. Și eu cum adică? Cum? M-am întors. Ia, ăsta cine mai mă grădinarul, că pe soț l-am văzut deja. Aha, v-a prezentat pe altcineva drept soț? Atunci da, eu sunt grădinarul și am venit să vorbesc cu stăpâna casei. Spune. Ești tare de urechi? Am zis că vreau să vorbesc cu stăpâna casei, nu cu servitoare. Bine ai mai ajuns, mă. Hai, fă-mi o friptură și nu mai mânca acum. Bagă, nu mai sta. Uite, simt. Bine, bagă, bine, hai. Nu știu ce ai zis tu, Luteo, dar ești meseria asta. Băi, nu mai vrea să plec, poți să crezi? Am băgat frica în ea, bă, copaște un viol. Cum ai convins-o că dacă mă dă afară din casă, o violez? Cum n-ai de funcționat asta, bă, ești nebun, e o idioțenie. Nu, tu, bă, tâmpitule, să vezi. E un violator în serie, Terente 2, care e libertate. Și ăla e pericol să o prindă. Păi și ce, măi, zis să fie ea momeală? Dom'le, cât ești de prost. Păi nu înțeleg. Să zici mersi, că la cât ești de prost te-a primit în dărăt să șeasă cu ea, să o păzești, bă. Oh. Păi atunci să faci bine să nu-l prinzi pe ăsta. Că ecuația e clară. Terente prins, eu dat afară. Păi știi cum e ecuația asta acum? Să te duci să vorbești cu Terente ăsta al doilea, să nu se lase prin nici de alt polițai. Că altfel ștercăm prietenia. Cum să vorbesc eu, bă, cu Terente? Tu stai seama? Păi cum... te duci cu fața, bă! Păi cum, bă, că mă cheamă Poponeț? Cum să mă duc eu la Terente că mă cheamă Poponeț? Ești nebun? Păi îi spui că te cheamă Fălcuță. De ce ai venit, Mârlane? De ce? Ca să iau niște bani și când i-am căutat, nimeni nu era acolo unde trebuia să fie. Păi ai venit înainte de termen, mă, de-aia nu erau unde trebuiau să fie. Păi ai venit și ai stricat tot, deci nu privești nimic. Păi și jocul meu genial de bucătar pe interpretare așa nu merită și recompensat. Ce vorbești, mă? Și mai trebuia să-l zici și pe Hasan de parte, da, scăpat și a venit și ăla. De ce m-ai făcut, mă, de rahat? Stai, mă, Lema, stai, mă! Tu
vorbești, mă? Nu ți-e rușine să fii? Nu ți-e rușine că n-ai spus omului că sunt soțul tău? Că e soțul ei? Dar nu i-am spus eu că ăsta e bărbatul meu, așa a înțeles el. Și ai venit și m-ai compromis definitiv. Și ai compromis? Vezi, mă, că ești prost. De ce n-ai stat acolo unde te-am pus eu? Să dai peste cap afacerea. Nu poți să faci nicio comandă din cauza ta, că am pierdut-o pe asta. Care comandă, mă, n-ai pierdut nimic, a fost doar un om. Un om? Băi, extraordinar, încep să meargă afacere, avem o comandă. Da, voia să donăm pentru o casă de copii. Asta e mare afacere. Nu e. Nu e. Omoară-l! Da, Emma, da, ți-am zis că aici o să ajungi. Da, ce să zic, o să fac, dar doar ca îndatorire profesională. Bine, pa, pa. Mă, ce n-ai înțeles, mă, că ți-am zis că am nevoie de spațiu? Nu, ce n-ai înțeles? Da, dar după aia... Da, după aia ai profitat de faptul că n-am mai fost fermă și te-ai strecurat tu iar aici. Dar nu m-am strecurat deloc. Atunci nici nu ești aici. Adică, dacă nu pricepe aluzia, strecoară-te așa ușure. Afară! M-a fost prins Terente 2? Leț. Și sper să nu-l prinzi al Califa, ca să-l prinzi eu. Păi și atunci de ce m-a dat, mă, iar afară? Te-a dat afară? Da. Păi asta n-are sens. A, auzi, mă? Dar dacă suferă de disfuncțional de asta, bă, de turburare bipolară, ca acum când te vrea, când nu te vrea, a? Nu știu, mă, de ceva suferă oricum și problema mare e că am început să sufăr și eu. Sufăr așa de un fel de boală de asta nouă. Stres locativ. Știi ce mă nedumirește pe mine? Că nu înțeleg ce face violatorul nostru, mă. Bă, dacă s-a liberat, e mort în păpușoi, nimica în micuța, nu mișcă, nu nimic, nu știm nimic. Bă, ce nebune, și tu zici că vrei să fac o nouă victimă. Da, nu, mă, nu. Dar vreau să-l prind în flagrant până... Dar să-l iau și să mă acopăr de lauri. Auzi, mă, Poponis? Mă, dacă nu ți-am speriat iapa cu violatorul... Ce-ai zice dacă am inventat un criminal în serie? Bă, să încercăm! Păi, bă, dacă nu e frică de un viol, că nu e... Nu e, a? Nu e. Nici nou, na. Bă, măcar de moarte e frică, nu? La orice om e frică de moarte. Da, bă, e... Chiar atent că dacă-mi iese planul de seară, te duci și dormi la trânsa. Hai! Ah, e deschis, intră, te rog. Bună! Așa. Teodora. Alin, îmi pare bine. Și mie îmi pare bine de cunoștință. Am trecut așa de curiozitate mai mult pe la dumneavoastră. Voiam să știu dacă Emma e menajeră sau e într-adevăr stăpâna vilei. Da, nu e, nu. Da, da, să o lăsăm pe Emma. Eu sunt medic cu cabinet, cu școală, cu foarte multă școală. A, înțeles. Un loc, te rog. Un vin? Nu, stau jos. Nu. Este ok în picioare. Un vin, te rog? Să obișnui mai bine cu șampanie, da? Pe că așa de gust. Ce cald e aici. Epilepsie. Asta e lovitura precisă la noi. Ce așteptare aveai, dragă, de la prăpădită? Să vezi cum faci, scoate-l de sertar. Ce ai, bă, pe țivule, hai la secție, hai! Hai, mii bocale, hai, ia-ți, ia jantirlica, că nu-s o cario. Mai te-ți vârcolii atât. Și închide ușa. Banana. Ce așteptări să am? Ce așteptări? 50.000 de euro! Mașina aia pe care o vis. S-a dus. Ca să le liberăm,
Trebuie ca doamna psiholog aici de față să dea o declarație că ceea ce s-a întâmplat n-a fost vioi, a fost un... Ce? A fost o relație liber consimțită. Nu e da. Să plătească pentru ce mi-a făcut. Hai, Ceța, și pe tine a vrut să te violeze? Ha, nu, mai rău. M-a jignit. Te-a jignit că nu te-a violat? Mă, voi nu pricepeți. Vreau să plătească pentru că m-a făcut menajeră. Și tu, dacă mi ești prietena adevărată, nu dai nicio declarație. Oricum îmi ești datoare că ți l-am trimis. Acum amendați. Da. Eu la început am crezut că ăsta e un violator. După aia am fost sigur că este noul iubit al lui, fosta mea iubită, pentru care m-a dat afară. Și de fapt acum înțeleg. Omul ăsta, vai de capul lui, vai de capul lui, este un amărât de care aceste două doamne au profitat în fel și chip. Da? Mm-hmm. I-am pare... întins cursă, mă. Da, păi, i-am îmi pare rău, șeful. I-au întins o cursă. Cursă. Mm-hmm. De ce părere ai tu? Despre materie, în general, una foarte proastă. Bă, tu ai fost martor, deci declarația ta contează. Păi cum să vă spun eu ca să mă înțelegeți? Eu nici într-un caz nu am nicio declarație scrisă. Da? Cum să mă incriminez eu singur că l-am sconfundat pe amețitul ăsta cu terente goi? Băi, asta-i pata la două seara, adio prime, adio avansare, adio mamă. Mă, dar cum să-l confunzi, că nici măcar nu semăna? Băi, flerul meu de nas m-a îndemnat să mă duc la doamna psiholog. Am simțit că-i pericol. Deschid ușa larg și ce văz în fața ochilor? Doamna psiholog făcea niște zbenguieri pe acoalea ca șarpe lângă ură de șarpe. Eu am intuit pericolul. Mă uit în dreapta, îl văd pe el. Un cap cu păr. Nu e Popoleț. Ăsta e. Ba, direct cu Vasilică și aia a fost. Da, eu mă unduiam pentru că... Doamne, dar ai venit într-un moment total nepotrivit, părete. Păi de unde să-și punești tu pe ușă? Total moment nepotrivit. Moment total nepotrivit. Păi în cazul ăsta rămâne în arest. Bravo, bre, așa, mână de fer. 3-4 ani? Ți-am spus că o să-mi o plătești? Uite cum facem, îți dau 1000 de euro, dar scoate-mă imediat de aici. Dar nu pot, nu am influență, eu sunt doar o viață menajeră. Eu, pot eu, ce nu poate ea, pot eu, că da, sunt cine sunt, celebru comisar Matescu, Miropolantu. În niciun caz nu corup un funcționar public. Ușchiucule, vrei să rămâi aici pe toată viața? Hai, pregătește ce-i de pregătit și rezolvăm. Dar de ce? Eu sunt nevinovat, trebuie să mă eliberați imediat. E clar, mă, că ești nevinovat. Hai, dă 500 și rezolvăm, gata, cu 500. Uite cum facem. Eu vreau să-mi chem avocatul pentru că nu aveți nicio probă împotriva mea, da? Bine, mă, se rezolvă și așa. E destul să-i spun Emei să o roage pe Teo să declare că a fost tentativă de viol și gata, ești aranjat. Auzi, ia, poftim. Ce să știam? Alo, deci pentru ăștia te bag la tentativă de corupere, mă. Asta-i culmea! Nu e culmea, e te, camerele de supraveghere, te-au văzut. Hai, scoate 500 și rezolvăm totul, nu mai sta. Păi, tot camerele astea nu cumva au înregistrat și că mi-a șerumită? Ești obraznic. Păi nu le șterg mâine dimineață, mă. Hai, scoate 1000 și șterg totul cu buretele. Hai. Știi ceva? Ia-i pe toți și lăsați-mă în pace. Păi vezi, mă, că se poate. Ce trebuie să vorbim atâta? Hai că mă duc că lecturam ceva. Se poate, sigur. Foarte, foarte important. Da. Auzi, știi ce? Nu că nu mi-ar plăcea mie să stau în stație și să aștept autobuzul, da? Întrebam așa ca fapt divers. Că ziceai că dai să te scot de aici? Ce dragă, ai rămas fără abonament? Nu mai dau nimic, că oricum nu mai am. Nu mai ai? Nu. Săracule! Tu! Stai chiar culmea, m-a schimbat aici să mă jefuiți cu toții. Bună ziua! Dar ce crezi că o faci? Te apăr! Deși nu meriți. Hai, lasă-mă, de cine? Da, să nu încerci chestia cu terente, că e răsuflată, da.
de o acuzație de înșelare de viol din cauza căreia un nevinovat a ajuns după gratii de aia. Dar bă, stai liniștit că nu s-a consumat niciun viol. Da, da, restul s-a consumat. Și acum, după ce a fost eliberat omul din lipsă de probe, s-ar putea să vrea să se răzbune. Opa. Pe tine, mai ales că nu e un oarecare. Păi, bun, și... Rămâi? Rămân, dar din momentul ăsta eu fac regulile. Și am nevoie de mai mult loc. Da, da, mai mult loc ca să mă uit la meciurile de la televizor, mai mult loc în frigider, pe raftul 2 ca să-mi pun cutiile de bere sau, mai bine zis, să mi le iei tu, permanent, da, și mai mult loc la tine între coapse, când am eu chef. De acord cu ultima. Sigur că da. Mic o veacă. Hai, da, târna, târna. Tăm acum și-o pârla. Nici o femeie din cartier nu se mai află în siguranță când ăsta e liber. Bine, în afară de tine. Tu poți să-i dai și bani și tot. Știa că trebuie să faci, că l-am văzut eu la chema. Bine, în afară de tine, tu poți să-l momezi și cu bani, că tot nu-ți vine. Da, aia zice, hai să o luăm de la început, de la început. Vor fi, bă, dar niciunul nu-i ca Terente 2. Poate doar Terente 1 ăla. Măi, de ce nu... E castrarea asta chimică și la noi, mă. De ce nu dă drumul? Ăsta e dracu, 6 mici mai devreme, râzând, deci e știat. E știat și-a dat seama cum și-a făcut una pe care să... Da, zi să-i... Să-i trec cu vrei! Tu încerc! A, ok, l-a dat pe asta, nu apară. Trebuie ca doamna psiholog să dea o reclamă. Da. Deci am început bine. Da.